frumosul Dumnezeu corelează toate lucrurile și le coordonează în felul care El știe cel mai bine. Pentru că, așa cum fratele Ștefan spunea în seara asta, cred că nu avea întâmplării, Dumnezeu a gândit toate lucrurile pentru noi și ca toți să fim aici. Așa că ținem o răscurit toată chestia asta. Puțin dintre noastră cunoașteți despre mine multe lucruri. Însă în 5 minute vreau să vă spun în felul în care și pe noi Dumnezeu ne-a chemat din Statele Unite ale Americii. În anul 2008, 28 noiembrie, a fost momentul când Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, deși vin dintr-o familie de credincioși pentecostali. Am mers la vârsta de 21 de ani în Statele Unite, am căsătorit acolo, am început să-mi construiesc un business care a început să fie foarte prosper. După businessul acesta mi-am deschis încă un alt business, tot așa de prosper. Aveam foarte mulți oameni care lucrau pentru mine, mergea toate lucrurile bune. Însă în 2008, când Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt, viața mea s-a schimbat 180 de grade. N-am mai pus preț pe lucrurile vremelnice ale lumii acesteia. Începusem un al treilea business foarte, foarte prosper în Statele Unite. Și în tot contextul acesta am început să mă apropiu de Dumnezeu. Interesant lucru că Dumnezeu la un moment dat a început să-mi vorbească. Mi-a vorbit în mod personal în timp ce eram doar o simplă repetiție de fanfară, cântam în fanfară. Eram toboșar la Happy Valley, în Arizona. Și în timp ce băteam tobă acolo și eram repetitor vineri seara, mi-a arătat Dumnezeu o viziune. Mi-a arătat Orșova, unde suntem acum localizați, dar nu scrie Orșova, arată apa, colțul acela de Dunăre, unde este apă. Și am auzit o voce care mi-a spus, pregătește-te cu strămuți în România. Bineînțeles că nu aveam nicio intenție și nicio dorință să mă mut în România, mai ales că mi-am dus jumate din frații mei, am dus în Statele Unite. Însă a trecut vreme, i-a spus la Ligia, la soția mea, i-a spus către mie, mă zice, ce să căutăm noi în România? Că zice, nu e niciun slujitor, acolo în România sunt o suficient slujitor, sunt oameni care slujesc. Bineînțeles, n-am aspirat niciodată ca să fiu un slujitor sau să ajung să fiu păstor. N-am aspirat la lucrurile acestea, deși dacă nu am fost un slujitor în Biserica Betel din Oradea. Și interesant lucru că am mai trecut încă aproximativ câțiva ani de zile, până în 2014, când eram într-o zi la rugăciune, eram, mă rugam și la un moment dat am auzit vocea audibilă a lui Dumnezeu la nivelul urechilor, în care mi-a spus, pregătește că te muți la Orșova. Primul meu gând a fost, Doamne, ce se caută eu la Orșova? Nu aveam nicio pregătire, aveam pregătire teologică, făcusem seminar teologic în Statele Unite, pentru că deja vroiam ca viața mea să fie pusă la dispoziția lui Dumnezeu, dar slujam foarte mult în America, în Canada, veneam cel puțin de 2-3 ori în România ca să facem misiune, dar nicio dorință să mă mut în România. Și când am auzit vocea aceasta, am zis, Doamne, ce se caută eu în România? Și aceeași voce pe același tot mi-a vorbit din nou, pregătește că să te muți la Orșova. Atunci am înțeles că este Domnul și prima oară nu am înțeles. Am mers și am spus soției mele, zic, Dumnezeu ne-a vorbit și ne cheamă să mergem în Orșova. Ea s-a uitat la mine și a zis, dacă ție ți-a vorbit Dumnezeu, trebuie să vorbească și mie. Însă mie, nu m-a subestimat și ceea ce relație am cu Dumnezeu, dar avea nevoie de confirmarea ei. Și eu ne-am rugat, am postit și după aproximativ 20 de zile Dumnezeu în vis, în mod miraculos, i-a arătat Orșova. Nu a văzut niciodată în poză, nu a fost niciodată în Orșova, nu știa unde e Orșova, pe hartă, habar n-a avut, dar Dumnezeu i-a arătat în vis lucrul acesta, i-a arătat localitatea și când s-a trezit, atunci dimineața respectivă, mi-aduc aminte și acum, a zis, Darius, ne mută la Orșova. Vă dați seama că a fost o chestiune super faină pentru noi, nu pentru ceilalți, pentru familia ei, pentru familia mea. Toți s-au răsculat împotriva noastră, ce o să faceți acolo, cum o să supraviețuiți cu 5 copii, ce o să faceți acolo, cum o să trăiți, adică mergeți în Oltenia, nu mergeți la Oradea, nu mergeți în altă parte, mergeți în Oltenia. Însă, ceea ce este frumos este faptul că în momentul în care Dumnezeu te pregătește, te califică și te trimite, locul unde Dumnezeu te trimite și ești în voia lui Dumnezeu, locul acela este cel mai bun loc. Nu există un alt loc mai potrivit decât să fii în locul ales al voii lui Dumnezeu suverane și suntem din anul 2015. Biserica Tabor din Orșova are un profil misionar pentru că în timp de 9 ani de zile am mai plantat încă 5 biserici în Oltenia.
Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și lucrează într-un mod deosebit. Pe lângă aceste biserici avem două centre de reabilitare. Acum construim cel mai mare orfanat din sudul României și alte proiecte pe care Dumnezeu ni le-a dat, toate datorită faptului că Dumnezeu a avut un plan pentru zona aceea. Și vreau să vă spun și să vă încurajez pe cei care poate acum nici nu vă gândiți că o să ajungeți să slujiți pe Domnul și să fiți și voi la rândul vostru niște oameni care să impactați pe alții. Cel mai extraordinar lucru nu sunt lucruri vremelnice ale lumii acesteia. Lucrurile acestea sunt bune, ne bucurăm de ele, dar sunt temporare. Cel mai important lucru este să fii în voia lui Dumnezeu și să poți să stai la dispoziția Domnului ca Dumnezeu să lucreze prin tine la mântuirea altora. Este cel mai extraordinar lucru. Avem zeci, sute de mărturii în care oameni care n-au nicio șansă, din niciun punct de vedere, Dumnezeu i-a reabilitat, revigorat, i-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt astăzi la rândul lor. Sunt oameni care slujesc. Noi avem și undeva la vreo 13 misionari care îi susțin doar în sudul țării. Avem doi misionari păstori în Africa, care fusese la începutul anului în Africa. Cu Raul, care numai ce v-au vizitat, Raul Pop, el este prezbiter la noi în biserică și a fost invitat de cultul pentecostal din Niger. Să mergem acolo să ținem o conferință și interesant că îmi spunea sora Ioana despre faptul, în felul în care pot să lucrez în rândul musulmanilor, am fost chemați la un centru de musulmani unde îi pregăteau musulmance, unde le pregăteau pentru a putea să le ajute să se încadreze în societate, le învăța să cosească. Și ăsta e un pastor împreună cu soția lui, nigerien, Nigeria este o altă țară, Nigeria e o altă țară, și acolo e interesant că ne-o chema să mergem să vorbim. Și după ce Raul a predicat Evanghelia, la un moment dat a făcut chemare, cine vrea să vină să-L primească pe Hristos? Acum, musulmanii îl primesc foarte greu pe Hristos. Dar în timp ce vorbeam acolo, la un moment dat, Dumnezeu descoperă faptul că una dintre ele are o boală. Și nu oriunde, ci la nivelul stomacului. Și la un moment dat, dintr-o dată dintre femeile alea care erau acolo, a ieșit una în față și zice, eu sunt aceea. Când am început să ne rugăm ca Dumnezeu să o libereze, interesant lucru că au început să se manifeste, când au văzut celelalte puterea lui Dumnezeu, în ziua aia 13 musulmani ce s-au predat Domnului Iisus Hristos și interesant, au început să frecventeze biserica de acolo și lucrul acesta este extraordinar de frumos, tocmai la tot faptul că musulmanii sunt tot foarte greu, trebuie să aibă o întâlnire foarte, foarte profundă cu Iisus Hristos ca să poată să renunțe la Mohamed și să renunțe la Allah, pentru că în momentul în care îl acceptă pe Hristos și își exprimă public faptul că l-au primit pe Hristos, sunt aruncate afară din casele lor și familia nu le mai susțin cu absolut nimica. Atunci, pentru el e foarte greu să facă lucrul acesta. Dar am dat și m-am gândit cât de extraordinar este faptul să putem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să se poată folosi de noi în generația aceasta, pentru că nu suntem la voia întâmplării. Eu tot spun lucrul acesta de multe ori când mă duc în diaspora, mai ales că eu am stat în diaspora și acolo am crescut, acolo m-am dezvoltat și știu ce înseamnă diaspora. Spun lucrul acesta de foarte multe ori. Dumnezeu nu ne-a dus aici, sau nu v-a dus aici ca să vă îmbogățiți. Nici să vă faceți case în România mai frumoase, nici să vă cumpărați apartamente sau mașini, sau să aveți un trai mai bun. Dacă l-aveți, dați slavă Domnului. Dar nu este scopul pentru care Dumnezeu v-a dus aici. Dacă credeți că numai pentru asta Dumnezeu v-a dus aici, înseamnă că n-ați înțeles ce înseamnă să fim și n-am înțeles ce înseamnă să fim copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu cred că ne-a dus aici să putem să impactăm fiecare națiune în care Dumnezeu ne-a așezat. Pentru că Biserica Română, în mod deosebit, națiunea noastră română este unicată în felul ei, în felul în care, prin exodul ăsta din România, Dumnezeu n-a făcut altceva decât a deschis în toate țările Europei și nu numai, în Statele Unite, chiar în Mexico sunt biserici române, chiar în sudul Americii sunt biserici române, în Africa sunt misionari și așa mai departe, pretutinde, oameni care, acolo unde au mers, au reușit prin Harul lui Dumnezeu să planteze biserici și acolo oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Și noi ne rugăm ca Domnul să echipeze generația noastră și fiecare dintre noi, chiar dacă unii dintre voi poate nu va trebui să vă luați de aici din Italia să mergeți în altă parte sau poate va trebui, dar aici unde Dumnezeu v-a așezat, aici Dumnezeu să poată să vă folosească și să-și facă Dumnezeu numele de slavă, Doamne ajută lucrul acesta. Deci cel mai important lucru, când vom ajunge la Domnul Iisus Hristos,
să putem să fim oamenii aceia care cu adevărat să putem să primim răsplata pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o, nu mântuirea, că mântuirea e darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, dar răsplata pe care Dumnezeu ne-o va da în măsura în care am rămas în ascultare pe pământ și am făcut ceea ce Dumnezeu și-a dorit să facem. Doamne ajută la lucrul acesta. Dar pentru asta, ca și în seara aceasta, ne pregătim și suntem într-o pregătire continuă și ne rugăm ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta, frate Ștefan Soraiana, Dumnezeu să o binecuvânteze, să mântărească Domnul și ceea ce Dumnezeu l-a credințat, Dumnezeu să își facă numele de slavă și Dumnezeu să lucreze. Pentru noi, în seara aceasta, pentru că suntem la o sesiune, oricum nu să ne încadrăm în timpul care îl avem, o să mai luăm și din timpul alocat pentru a doua sesiune, când o să avem și momentul de rugăciune. Însă pentru sesiunea aceasta, Domnul ne-a pus pe inimă și așa cum a fost și tematica pe care vi s-a transmis, este Duhul Sfânt care ne ajută în ruperea legăturilor. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care n-a fost trimis doar ca să ne mântuiască, doar ca să ne călăuzească, doar ca să ne mângâie, doar ca să ne dea putere și abilități, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care începe să lucreze în dreptul fiecăruia dintre noi și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în dreptul fiecăruia dintre noi în măsura în care noi lăsăm, în domeniile unde foarte mulți dintre noi suntem falimentari. Vedeți, viața noastră este structurată pe domenii. Avem domeniul profesional, domeniul familiar, domeniul al sănătății, al hobby-urilor, al familiei, domeniul social, domeniul, alte domenii care noi le avem în viața noastră. Fiecare dintre domeniile acestea structurează în complexitatea lor viața noastră. Însă, în fiecare domeniu, putem în unele din ele să excelăm foarte bine, de exemplu, pe plan spiritual să excelăm foarte bine. Dar foarte mulți creștini autentici, pe plan financiar, în domeniul financiar, sunt falimente. Merg din faliment în faliment. Nu le ajung banii să le ajungă de la un salariu la altul. Foarte mulți oameni se tot împrumută și sunt falimentari în domeniul acesta al finanțelor. Nu pentru că nu iubesc pe Domnul, ci poate că există anumite chestiuni acolo, în domeniul acela. Alții, care sunt niște oameni extraordinari, pot să fie falimentari pe plan al profesionalului. Adică toți s-au schimbat joburile și nu mai își găsesc locul. De ce? Pentru că există o problemă acolo în domeniul acela. Alții pot să fie falimentari din punct de vedere al interacțiunii. Nici cum nu pot să lege niște legături de prietenie cu oamenii din jur, ci poate merge bine o săptămână, două, lună, trei, patru, cinci, apoi se ceartă și schimbă prietenii și așa mai departe. Foarte mulți dintre noi putem să fim falimentari în anumite domenii ale vieții. Ei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu doar că lucrează în domeniul spiritual al vieții noastre, unde ne naștem din nou, unde apoi experimentăm botezul cu Duhul Sfânt, unde apoi experimentăm reumplerea, unde începe să lucreze, să ne dea capacități, însă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care își dorește în toate domeniile vieții noastre să ne ajute să putem să excelăm. Și dacă într-un domeniu oarecare există o problemă oarecare, El acolo să înceapă să aducă lumină. În cartea pe care am scris-o și unul dintre noastre ați luat-o, acolo am specificat o chestiune importantă și am spus în felul următor. În momentul în care centrul unei localități poate să fie luminată, periferia acelei localități poate să fie întunecată. Și acolo, în periferie, unde e zona întunecată, acolo se întâmplă tot felul de chestii, dar totul face parte din orașul respectiv. Ei, viața noastră, din punct de vedere spiritual, este la fel. Viața noastră poate să fie luminată în centrul ființei noastre, credem că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, însă mulți dintre noi să avem anumite falimente pe care nu putem să le gestionăm. Adică am dorit să le gestionăm, dar avem capacitatea. Nu știm cum. Și lucrul ăsta se poate manifesta în foarte multe lucruri. Însă în seara aceasta aș vrea ca să ne uităm la trei domenii sau trei lucruri prin care fiecare dintre noi și în dreptul fiecare dintre noi, care fiecare dintre noi trebuie să luptăm și apoi să vedem soluția pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a putea să fim eliberați. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care lucrează în permanență în viața noastră. Dumnezeu Tatăl cu Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Domnul Iisus Hristos sunt în cerul, sunt în împărăția sa. Cel care lucrează de peste 2000 de ani este dispensația Harului, cum spunem noi, sau dispensația aceasta a Duhului Sfânt, mai bine spus, în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează în mod activ
în viața noastră. Adică Dumnezeu este un Dumnezeu omniprezent, omniștient și omnipotent. Trei atribute pe care le are Dumnezeu suveran, pe lângă celelalte. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care lucrează în dreptul fiecăruia dintre noi. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care începe să lucreze în dreptul nostru și este vehiculul acela care totdeauna, cum se spunea și în seara aceasta, ne va duce la Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt nu te va duce pe tarlau sau pe hacker, cum zice noi. Sau să te ia, să te duci în altă direcție. Niciodată nu face Duhul Sfânt asta. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu totdeauna te va duce la Domnul Iisus Hristos. Este felul în care, la un moment dat, spunea Mântuitorul Iisus Hristos, când va veni Mângâietorul, El are să băcălozească în tot adevărul. Pentru că El nu va vorbi de la El, ci va descoperi lucrurile viitoare pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Deci, pentru noi este foarte important să înțelegem lucrul acesta. Dar haideți să ne luăm pe rând. Primul domeniu unde noi avem de luptat, și care trebuie să putem să-l biruim și care trebuie să fie biruit pentru a putea să fim niște creștini venerabili și niște oameni care cu adevărat să putem să-l slujim pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că eu îmi dau seama de o chestiune și ca o paranteză. Fiecare dintre noi a fost motivat de ceea ce am văzut în seara asta în locul acesta. Fiecare dintre noi. M-am uitat și la câteva dintre fete, ei au fost sensibilizate, în mintea lor să uite, bă, cum o să fiu și eu o misionară, cum o să fiu și eu să pot să fac, să impactez. Noastre care poate sunteți căsătoriți într-o anumită măsură, ați fost așa, bă, eu cum pot să mă implic să fac și eu ceva, nu? Ceva. Că pentru că spunea frumos fratele Ștefan, Dumnezeu ne chema pe toți. Nu toți trebuie să mergem pe teren, dar toți trebuie să facem câte ceva pentru părăția lui Dumnezeu. Nu toți suntem chemați să renunțăm la business-urile noastre cum a fost chemat eu. Să renunț la absolut tot ce este the American dream, nu? Dar fiecare dintre noi suntem chemați să facem câte ceva. Fiecare dintre noi suntem chemați să ne aducem aportul la împărăția lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie acela care să-și proslăvească numele de slavă. Însă pentru aceasta, noi trebuie să, în primul și în primul rând, nu poți să fii un misionar venerabil, un creștin venerabil, nu poți să fii un conducător, un diacon, un prezbitor, un păstor, un cântăreț sau cântăreață, o soție de slujitor, venerabilă, una care să poți să rămâi în picioare dacă viața ta nu este pusă în rânduială. Dacă viața ta nu este predată în totalitate, așa cum o să vedem în seara aceasta, Domnul Iisus Hristos. Pentru aceasta trebuie fiecare dintre noi să ne facem partea. Noi, la Orșov, avem zile de consiliere. Marțea și miercuri sunt zile de consiliere în care oameni numai din România sau din zona noastră vin la consiliere. Vin din Europa, din America, din Canada, din Australia, de pretutindeni vin la noi la consiliere, pentru a-i putea ajuta să poată să depășească falimentele cu care ei se confruntă. Printre alții, vin foarte mulți misionari. Unii dintre ei au fost în Africa, alții au fost în India, alții au fost în alte țări. Oameni care la un moment dat au cedat. Tocmai datorită faptului că în momentul în care au fost angrenați în lucrare, nu au fost pregătiți pentru lucrare. Și cei care rămân în picioare sunt cei care Dumnezeu s-a ocupat de ei și a pregătit ca să poată să facă față. Dar foarte mulți din dorința lor personală, din faptul că au fost motivați, ca și în seara aceasta, au zis, wow, imboldul ăsta este ceea ce mă face să mă pun în mișcare, și s-au pus în mișcare și au mers prematur în locuri unde au făcut diferență într-o oarecare măsură. Dar ei, pe parcurs, au cedat tocmai datorită faptului că n-au fost pregătiți. Ei, frumusețe este că Dumnezeu când ne cheamă ca să slujim pe Domnul, Dumnezeu ne cheamă la un sprint de 100 de metri. Și după 100 de metri, bum, să merem în cap și să fim obosiți. Cum cei mai mulți în bisericile noastre deja îs obosiți de ceea ce, da, din nefericire. Îs obosiți. Și noi le dăm seama. Nu mai au nicio blagă, nu mai au nicio putere, Duhul Sfânt îi stins acolo, mugnește numai ei. Înțelegeți? De ce? Că nu-L iubesc pe Dumnezeu 100%. O, de ce? Că și-au propus ei, că au început să umble cu Dumnezeu, să se întâmple asta? Nu, nu, nu. Și tocmai datorită faptului că de-a lungul și pe parcurs, așa cum o să vedem în seara aceasta, s-a întâmplat câteva lucruri pe care nu au știut să le gestioneze. Și lucrurile acestea, din nefericire, i-au descalificat. Dar când Dumnezeu ne cheamă, El nu ne cheamă pentru un sprint de 100 de metri, ci Dumnezeu ne cheamă pentru un maraton de o viață. Un maraton de viață înseamnă să umblăm la pas cu Domnul și Dumnezeu să-și facă numele de slavă și El să se folosească de noi când vrea El, cum vrea El și de ce vrea El. Cineva, unul dintre mentorii mei,
mi-a spus în felul următor, dacă Dumnezeu vrea să te folosească de tine o singură dată pe an, o singură dată să se folosească Dumnezeu, dar tu să fii disponibil. Dar dacă Dumnezeu vrea să se folosească de 10 ori pe zi de tine, de 10 ori pe zi trebuie să fii disponibil. Și mă rog ca Domnul să-i ajute la lucrul acesta. Așa că, haideți să vedem câteva dintre lucruri pe care noi trebuie să le identificăm. Pentru că, ca să putem să fim niște creștini venerabili, niște oameni plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care să mergem ascendent, să nu mergem acum sus, acum jos, să nu oscilăm, așa cum foarte mulți dintre noi oscilează, și să nu fim acum plini de putere, acum strigăm, acum lăudăm pe Domnul, peste două săptămâni mai ne vede nimeni nicăieri. Ne caută păstorul, nu ne mai găsește. Ne caută liderul de tineret, nu mai dă de noi. Ne caută mama și tata, nu ne mai găsește nicăieri. De ce? Că a mers de aia apoi în cap. Dumnezeu nu-și dorește asta. Dar pentru a putea să fim niște creștini care să putem să biruim absolut totul, trebuie să înțelegem felul în care lucrurile decurg în jurul nostru. Nu că nu le-am ști, dar în seara aceasta ne le aducem aminte din nou ca să putem să înțelegem de fapt felul în care Dumnezeu își dorește să ne dea biruința asupra tuturor lucrurilor, pentru că viața de credincios, permiteți-mi să vă spun lucrul acesta, nu este o viață în care ne tărâm picioarele din punct de vedere spiritual. Ne tărăgănăm unul pe altul și ne tragem până în Împărăția lui Dumnezeu. N-a nici într-un caz. Chiar dacă, cum spunea fratele Ștefan în seara aceasta, Mântuitorul Iisus Hristos spunea, în lume veți avea necazuri, dar nu s-a oprit acolo. Și a mers mai departe și a spus în felul următor, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Înseamnă, indiferent de probleme, indiferent de necazuri, indiferent de situații, Dumnezeu este acela care ne dă biruință și noi ca și copii al lui Dumnezeu, în momentul în care devenim copiii lui Dumnezeu, noi mergem de pe platforma de biruitor, nu de pe platforma de înfrânți. De aceea, noi trebuie să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru ca să putem să gestionăm bine lucrurile și să putem să ieșim întotdeauna biruitor, Doamne ajută la lucrul acesta. Și primul lucru, și primul domeniu care trebuie să-l biruim este firea pământească. Firea pământească este primul domeniu care trebuie să îl biruiești, ca viața ta din punct de vedere spiritual să meargă ascendent. Și să nu mergi acum sus, acum jos, acum sus, acum jos. Acum ești plin de putere, mâine arată când vine încercarea peste tine sau suferința sau anumite chestiuni pe care Dumnezeu le îngăduie, să zici și eu nu mai vreau să fac nimica. Eu nu slujesc unui astfel de Dumnezeu. Există mulți oameni care s-au lăsat de Domnul și n-au înțeles ceea ce Dumnezeu a vrut în momentul când s-au lovit de opoziție sau în momentul în care Dumnezeu a îngăduit o anumită încercare sau un context în care Dumnezeu să facă în viața lor ceea ce Dumnezeu își dorește. Dacă Dumnezeu este suveran, înseamnă că El vrea să facă ceea ce El vrea, nu ceea ce vrem noi. Dacă Dumnezeu este stăpânul nostru, înseamnă că El este acela care ne duce, cum spunea David în Psalmul 23, El este acela care, știi ce face? Îi spune în felul următor David, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, eu tremur tot. Îi zic Domnului, Doamne, nu, oprește-te, nu vreau să mă duc pe acolo, pe mine mă duci pe altă parte, nu? Așa făcut David. Nu. Ce au spus? Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Că știu, ești cu mine. Înseamnă că Dumnezeu care este suveran, El este acela care lucrează în dreptul fiecăruia dintre noi și Dumnezeu este acela care își dorește să ne călăuzească fără ca firea pământească în care noi ne-am născut sau natura pământească să domine sau să predomine viețile noastre. Cum din nefericire există în viața multor credincioși? Și o să vedem că primul domeniu care noi trebuie să-l biruim este firea pământească. Dacă ți-ai închis ușile acestui domeniu și dacă ai reușit ca să biruiești firea pământească, sigur, celelalte două domenii nu vor avea niciun efect asupra vieții tale. Pentru că sunt trei domenii despre care o să vorbim. Prima este firea pământească, al doilea este sistemul lumesc și al treilea este diavolul. Trei domenii prin care fiecare dintre noi suntem atacați zilnic și dacă știm să le biruim, vom vedea în această dimineață, vom fi niște creștini care vom merge din putere în putere și Dumnezeu va fi acela care va lucra în dreptul fiecăruia dintre noi. Dar haideți să le luăm pe rând și primul a spus că este firea pământească. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Te rog să vă ajut la laptop ca să fii mai fugitiv puțin și să fii mai atenți la ceea ce spunem. Spune felul următor. În 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3, spune felul următor. Apostolul Pavel zice, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Interesant lucru. Apostolul Pavel zice felul următor. Măcar că trăim, adică trăim în natura aceasta păcătoasă. Noi suntem făcuți așa, din trup,
suflet și duh. Trei lucruri. Aici, la nivelul Duhului omului, se coboară Duhul lui Dumnezeu și ne naște din nou. Duhul lui Dumnezeu este acela care totdeauna va impacta sufletul nostru aici, unde este caracterul, personalitatea, unde este modul nostru de gândire, unde, da, absolut tot ce se procesează în ființa noastră este aici, la nivelul sufletului. Pentru suflet se dă bătălia în dreptul fiecăruia dintre noi. Al treilea domeniu, de fapt, a treia parte, este firea pământească. Firea pământească în care ne-am născut, Biblia ne numește că ne-am născut în păcat. Din cauza lui Adam și Eva, care și-au pierdut identitatea, autoritatea și puterea în grădina Edenului în momentul când au fost înșelați de diavolul. Și în momentul în care ne naștem în firea pământească, firea pământească încearcă să ne impacteze sufletul nostru, adică rațiunea, personalitatea și tot ceea ce noi suntem, ca să avem un caracter mizerabil. Este scopul pe care îl are. Dumnezeu este acela care impactează la fel. Și El. Aduceți-vă aminte ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 16 și 17. Zice în felul următor: zic, dar umblați fermuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Deci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voi. Dar vedeți-vă ce spune Apostolul Pavel. Spune în felul următor: zic, dar umblați fermuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Și spune în felul următor, versetul 17. Căci firea pământească poftește împotriva, ziceți voi, Duhului. Haideți că oricum e o sesiune mai interacțională astăzi, da? Adică spune cu D mare, vedeți? Spune în felul următor: în aceeași carcasă există două forțe. Firea pământească în care ne-am născut și Duhul lui Dumnezeu în care a coborât în viața noastră. Chiar Duhul lui Dumnezeu este acela care vrea să conducă viața noastră, firea pământească este acela care vrea să conducă viața noastră. Ei, dacă suntem conduși de firea pământească, suntem creștini, aceia care, cum spuneam aseară, 1 Corinteni, capitolul 3, în care Apostolul Pavel a spus că sunteți niște creștini firești, lumești. Pentru că firea pământească vă conduce. Ei, dacă noi închidem domeniul acesta, dacă domeniul acesta vom vedea în această seară felul în care putem să-l biruim fiecare dintre noi, că nu-i filozofie, nici anumite ideologii filozofice care să ne facă și să ne pună pe toți pe gânduri, ci este foarte, foarte simplu să biruim firea pământească și înțelegem lucrul acesta, putem să fim niște creștini care să mergem din putere în putere așa cum vrea Dumnezeu. Fără să mai fim oameni cea care să fim duminica una și peste săptămână alta. Acasă să fim una, la biserică să fim alta. La școală să fim una și la biserică, în contextul bisericii, să fim alta. Așa cum din fericire sunt foarte mulți oameni. De ce? Pentru că nu știu să-și biruiască firea pământească. Imaginați-vă următorul aspect. Dacă în momentele următoare se întunecă afară și vine dintr-o dată un uragan, și noi în locul acesta suntem cu toate geamurile și ușile închise, uraganul respectiv poate să vină să lovească, nu se întâmplă absolut nimic, doar auzim niște vuiete puternice în jurul nostru. Dar imaginați-vă următorul lucru. Dacă în momentul în care vine uraganul se deschide geamul acesta, ușile din față și ușa de aici, tot praful și toate frunzele și toată mizeria care este afară începe să fie invadată în camera unde ne aflăm fiecare, toți în această seară. Din punct de vedere spiritual este la fel. În momentul în care închidem absolut tot și diavolul nu are nicio putere asupra noastră, Biblia vine și ne vorbește că el dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Dar dacă nu are pe cine să înghită și nu are pe cine să manipuleze și nu are în dreptul căruia să arunce tot felul de idei și tot felul de lucruri, el poate să o facă toată ziua, că nu suntem curioși, nu adeseori. Chiar ieri, de fapt, am primit un mesaj, de fapt, și suna până la urmă o soră care era disperată, un copil al lui Dumnezeu care și-a la rândul i-a făcut misiune și a ajuns într-o stare așa de deplorabilă, o fată foarte smart, la 28 de ani și zicea: frate Darius, păi vocile din mintea mea care vin să spună că Dumnezeu nu mă mai iubește, că Dumnezeu mă întorc spatele, că Dumnezeu este acela care nu o să mă mai vindece niciodată, că nu o să scap niciodată, îmi spun așa de accentuat în intensitatea lor încât mă fac praf și pulbere. Și a spus: ascultă-mă, tu ce crezi mai mult? Ceea ce zice diavolul sau ceea ce zice Dumnezeu? Păi eu vreau să spun de Dumnezeu, dar parcă nu mai am puterea asta, vreau să-i închide toate locurile pe unde diavolul are acces la viața ta. Închide, pentru că dacă în firea pământească nu ne rezolvăm problema pe
copiii pământești, mai devreme sau mai târziu oricare dintre noi vor fi victime sigure. Pentru că scopul diavolului este ca prin firea pământească să ne manipuleze pe fiecare dintre noi, mai apoi prin poftele firii pământești, firea pământească care și pofte, își dorește să ne călăuzească și foarte mulți dintre noi suntem creștini care iubim pe Dumnezeu cu inima, dar cu ochii noștri iubim altceva. Cu trupul nostru iubim altceva. Și ne dorim tot felul de chestiuni vremelnice care știm că nu sunt după voia lui Dumnezeu și știm că mai devreme sau mai târziu nu fac altceva decât ne poluează modul de gândire și ne afectează viața. De aceea Apostolul Pavel zice, zic, dar umblat în Duhul. Vedeți? Este un verb în acțiune. Atunci când n-ați văzut niciunul dintre voi vreun somnambul, așa e pe aici până în Santo... Așa am vrut să zic și eu. Santo Giovanni ăsta pe aici, așa cum e boșezat Domnul, nu? N-ați văzut vreun somnambul să umble așa cu ziua la miaza mare? Niciodată, nu? Dacă mi-a văzut pe unul, bum, primul pas care l-a făcut cu capul în stâlp și s-a trezit. Sau nu, dintr-o dată și-a dat seama, bă, stai că ce se întâmplă. Dar din punct de vedere spiritual, câți oameni săraci nu sunt somnambul spiritual? Care umblă, vin la biserică, cântă, dau bani la perș, unii dintre ei poate că mai fac și anumite slujbe, dar ei săraci din punct de vedere spiritual, sunt praf și pulbere. Știți de ce? Ascultați-mă bine, nu că nu-L iubesc pe Dumnezeu, să nu mai credeți lucrul acesta. Nu. Ci tocmai datorită faptului că dacă nu umbli în Duhul, firea pământească e ceva călăuzirea. Dar nu poți să umbli și în Duhul și călăuzit de firea pământească. Ori de una, ori de alta. Și am fiecare dintre noi știm când am fost călăuziți de firea pământească. Așa-i, domnișorilor? De fiecare când ne-ai ascultat pe mami și nu ți-ai făcut patul și de fiecare când ne-ai spus la vasele și băiții de fiecare când ați aspirat și de fiecare dată când v-ați uitat la ce nu trebuie și de fiecare dată când ați fost rebel și de fiecare dată stimați bărbați când am strigat la nevestele noastre și ne-am comportat frumos cu ele și ne-am făcut ce trebuie și de fiecare dată stimați surori când ați strigat la bărbații voștri și ne-ați mai făcut ciorbă părgărită, nu? Și așa mai departe, ca așa lui. Au fost Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne-a pus să facem lucrurile astea. Hai să fim realiști, că noi toți vorbim, tot vorbim. Dar cine ne-a pus să facem lucrurile astea? Firea pământească. Dar de ce întorci cuvântul bărbatului, nu? De ce întorci cuvântul neveste? De ce există lucruri că se ne plină Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Niciodată. Nu dai pomenirea, cum zicem noi, nu? Ce totdeauna când suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ei, firea pământească începe să ne călăuzească. Și când ne călăuzește firea pământească, începe să ne lege de anumite chestiuni. Unii nu se pot lăsa de bârfă, nu? Asta e ca un campion mondial în generația noastră. Unii zic, oh, nu au poporul român sali, zic așa și America. Să vezi pe ăștia ce se bărbesc, mustră Domnul să-i mustră și pe ei, că același virus i-a infectat și pe ei. Înțelegi și italieni, și nemți, și e o problemă meteacă în secolul 21. Nu-i de răzgăi de plâns. Că știți că Apostolul Pavel zicea în Efeseni capitolul 4, versetul 30, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Acolo vine și spune, versetul 31, orice amărăciune, orice strigare, orice clevetire, orice fel, uitați, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire. Astea sunt lucruri care îngrisează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar mulți dintre noi nu e pasă de ele, nu? Orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Sunt lucruri care îngrisează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar știi de ce le facem? Nu că nu iubim pe Dumnezeu, ci tocmai datorită faptului că suntem goi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și suntem firești. Și când suntem firești, e problema aceasta ne descalifică pe cei mai mulți dintre noi. Dacă Apostolul Pavel la un moment dat îi zice lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22, îi dă această poruncă lui Timotei și zice, în felul următor, mă zice, Timotei, fii atent, tu trebuie să faci ceva. Fugi, zice, de poftele firii pământești. Fugi de poftele tinerețe, zice, și urmărește, zice, ce trebuie să fugi de ele. Și foarte mulți dintre noi tolerăm. Dar păi lasă acum că așa lui, dar nu e chiar așa. Pentru că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să putem să biruim acest prim domeniu. Doamne ajută lucrul acesta. În al doilea domeniu, soluția pentru primele două domenii, imediat vă dau. Al doilea domeniu, am spus că este sistemul acesta lumesc. Vedeți, sistemul lumesc este sistemul în care fiecare dintre noi ne-am născut. Și când vorbește Biblia să nu iubiți lumea, nici lucruri din lume, 1 Ioan capitolul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos, de fapt, Ioan este acela care vine și ne vorbește, nu ne vorbește despre creațiunea lui Dumnezeu, ci ne vorbește despre ceea ce diavolul, de-a lungul vremii, a ridicat împotriva cunoștinței lui Dumnezeu.
De ce Ioan vine și spune, nu iubiți lumea, nici lucruri din lume? Că cine iubește lumea și lucruri din lume, dragostea Tatălui meu este El, că lumea și tot ce este în lume vor pieri, dar cei ce fac voia Tatălui meu trăiesc în veci. Dar Ioan este acela care vine și spune în felul următor. Că sistemul acesta lumesc este un sistem pe care diavolul de-a lungul vremii, 1 Ioan capitolul 2, versetul 15, 16 și 17, pune-te rog frumosul. Și domnișoara, ar trebui să vă sublineați astea în Biblie. Ca să și voi aveți probleme cu ele, și noi ca și bărbați. Da? Mă uitam așa la ea, bine. La sfârșit, i-am zis că cum Dumnezeu lucrează, cum eliberează, cum așa avem centru de demonizați, de oameni prinși de alcool și așa mai departe, și cum Dumnezeu restaurează. La sfârșit zice că mi-a zis, nu vrei să iau răspătul mine? Nu, pe vă dați că abia aștepta și bumburicile pe ea. Că, nu, zic, dar cum să nu, zic, mă rog, zic, dar pentru ce? Ia zice, la vite mă să ăsta. Am pus brâncile pe ea, cum o picar, tu a început și picior, jos. La un moment dat, am dat seama. La un moment dat, în timp ce eram acolo, a căzut jos, cu mâinile pe astea, zice, brother, zice, don't pull your hands off me. Zice, nu lua mâinile de pe mine, pray for me for 20 years. Zice, schimită de Duhul ăsta. Nu, mă, după ce mai zis, mă, că ești plină de Duhul Sfânt și tu ai făcut atâta diferență și așa, nu știu ce. Deci de 20 de ani mă chinuiește. Ce vă spun, că au pus mâinile pe mâinile mele, nu m-au lăsat. Doamna, până nu m-a rugat și tot a fost varză. Vă dați seama, până Dumnezeu a început să o libereze și a lucrat Dumnezeu în drepturile. Ascultați-mă, nu tăceți voară să mănâncă. Eu știu că în generația asta este foarte multă confuzie, pentru că internetul creează multă confuzie. Dar asta doar una dintre lideri. Am avut la unul dintre băieții care l-a luat de la Teen Challenge din America. A fost la un program Teen Challenge, un băiat care am lucrat împreună cu mama sa, era designer și eu făceam casele. Și băiatul ei a fost pe droguri, l-a dus la Teen Challenge în America și l-am luat înainte să ne mutăm în România cu câteva luni de zile, după a trăit cu noi câțiva ani de zile, s-a mutat și el cu noi în România și a trăit cu noi. Și acolo la Teen Challenge era toboșarul ăștia, lui Hillsong. Asta a fost înainte de ceea ce am experimentat în Australia. Ăștia de la Hillsong, care e toboșarul formației. Și bă, zice, ăsta cu curios Billy zice, bă, dar cum ai ajuns tu aici? Păi la care zice el, bă, zice, acum noi suntem așa de aparență, zice, nu suntem ceea ce transmitem. Pentru, zice, înainte de toate concertele noi, zice, ne îmbătam, ne drogam, aveam parties, zice, cu femei și cu tăt, zice, de multe ori mergeam pe scenă și cântam drogat, zice, n-aveam nicio taină. Păi industria muzicală creștină este în apogeu, este cea mai bănoasă industrie. Toți ăștia care noi vedem, care cântă cu cercei, cu lanțuri, cu ăștia, voi credeți că și-au vreo taină cu Dumnezeu? Majoritatea dintre ei nu au. Cu regret spunem lucrul ăsta. Cu regret. Este doar datorită banului. Ăștia câștigă mai mulți bani în industria creștină. Știți de ce? Ăștia nu umple niciodată un stadion de 70.000 de oameni cu oamenii de afară. Dar creștinii, atât de naivi, îți mai ales ăștia care se bată cu apă rece, înțelegi că cu duiumul măr și dau și 50 de dolari pe un bilet de concert. Și imaginați-vă, 50 ori 70.000 au făcut rapid 3 milioane jumate. Înțelegeți? De dolari. Într-o singură seară. Și atunci pentru ei totul e vorba de bani. Și noi, naivii, zic asta în ghilimele, unii dintre noi, ia, dar de ce n-avem voie? Dar de ce nu? Mă, dacă așa ai primit, așa ar mie. Amin. Dar nu sora, voi mă, fetele, băieții, da? Înțelegeți? Că nu mami și tata are probleme cu tine. Nu. Tu ai probleme cu internetul. Că mami și tate-s bine. Poate că sunt uneori mai înguși, dar lasă mai fie mai înguși decât să-ți deschidă ușa și să mergi în fundul iadului. Că de-aia nu putem să facem prea mult cu unii dintre voi. Nu că nu-L iubiți pe Dumnezeu, dar mintea noastră e așa de poluată de sistemul ăsta lumesc, încât numai asta vreți. Să deschidă felul de biserici și nu ciupercile după ploaie. Și eu am o problemă cu lucrul ăsta. Mă, băi, încă la radio ești mai tângă 37.000 de biserici, s-au mai făcut la 38.000. Mă, zic, dar niciunul dintre voi, că le spun că sunt spre exemplu ești, îmi permit lucrul ăsta, filmați. Foarte bine, se va audă. Așa. Eu spre exemplu ești și le spun, auzi, bă, zic, dar pe niciunul nu vă trimis Dumnezeu în Oltenia, mă. Puteți să vă trimite în Oradie, puteți să vă trimite Domnul la Timișoara, puteți să vă trimite la Rad. Mă, tăți mă vorbește Domnul tot aici, mă, dar niciunul nu vă vorbi. Dar, zice,
Acolo ești tu. Păi da, părere că nu mai intră încă 50.000, mă. Aici după ce mă groază biserici. Dar de ce? Tocmai datorită faptului că nu, așa ne este. Înțelegeți? Pentru că dacă nu înțelegem că Duhul lui Dumnezeu ne transmite inima lui Dumnezeu și mentalitatea lui Dumnezeu de a putea să semănăm nu cu ceea ce promovează societatea și ceea ce promovează multe biserici și ceea ce promovează lumea aceasta și ceea ce promovează Dumnezeu, nu o să putem niciodată să facem ceea ce trebuie să facem. Mă întreb, Dumnezeu, oricum a trecut timpul. Vin pizza? Adi. Cuvinit, mă? Trebuia să mai spui că mai o transportat acolo de la ochi până aici, știi? Bun, hai, repede. Punctul 3, repede, și după aceea facem partea cealaltă, următoarea sesiune, bine? Bun, 3, diavolul. Diavolul este al treilea domeniu în care trebuie să-l biruim. Diavolul este, da, de-a lungul vremii, el a fost acela care a biruit absolut tot ce a stat în cale, până la Domnul Iisus Hristos. Singurul care n-a putut să fie biruit de diavolul a fost Domnul Iisus Hristos. E, în momentul când Hristos l-a biruit pe diavolul, a fost momentul acela în care l-a dezbrăcat de autoritate, ascultați bine acum ce vă spun, e foarte important pentru noi, l-a dezbrăcat de autoritate, i-a luat înapoi ceea ce a furat în grădina Edenului, da, prin faptul conșelat, identitatea, și Biblia ne vorbește că el a și puterea. Diavolul este un dușman înfrânt. El încă nu este în totalitate înfrânt. Prima prorocie avem în Geneza, capitolul 3, versetul 15, când Dumnezeu spune că o să pună vrăjmășie între el și femeie. Sămânța femeii va zdrobi capul și șarpele va mușca doar călcâiul. Dar în momentul în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre lucrul acesta, uitați-vă ce se întâmplă în Coloseni, capitolul 2, când Apostolul Pavel vine și ne vorbește despre momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos, când a fost pe cruce, n-a făcut altceva decât a rezolvat problema noastră și a rezolvat problema aceasta prin care diavolul a fost biruit. Coloseni, capitolul 2, pune, te rog frumos, de la versetul 14 și 15, unde zice în felul următor: a șters apisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivit. A șters apisul este condamnarea fiecăruia dintre noi. Condamnarea care stătea în picioare. Păcatele tale și păcatele mele, Hristos, Biblia spune că l-a șters, da? Și spune în felul următor: și ne era, și l-a nimicit pirunându-le pe cruce. Și versetul 14, uitați-vă ce spune: a dezbrăcat domniile, stăpânirile, și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Prin jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, Hristos rezolvă absolut tot ceea ce trebuia să fie rezolvat. Unu, a biruit pe diavolul, a biruit boltul morții și boltul păcatelor. Trei domenii importante prin care diavolul acționa și prin care diavolul manipula. E important pentru noi să știm lucrurile astea. Moartea nu mai are nicio putere asupra noastră. Și nu, moartea, să nu mai credeți că ăla cu cagulă și cu coasă e a dracului, mă. Că toată lumea e frică de babau. Că toată lumea e frică de ioi. Nu, mă, oameni buni, statule, că să înțelegem bine lucrurile. Păi dacă toate sunt sub stăpânirea lui Dumnezeu și toate sunt orchestrate de Dumnezeu, diavolul nu poate să facă nimica fără de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu se folosește de Satana, voi știți lucrul ăsta? Dumnezeu se folosește de Satana. Satana nu poate să facă absolut nimica fără ca Hristos să nu-i dea aprobare. Încă istoria trebuie să-și parcurgă cursul și Dumnezeu îngăduie lucrurile astea, dar Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este în apogeul puterii și diavolul este sub piciorul lui Hristos. Aici, sub talpa lui Hristos. Slavă Domnului pentru lucrul ăsta. Niciodată diavolul nu s-a putut compara cu Dumnezeu. Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor. Diavolul a fost creat, la fel ca și tine și ca mine. Și Dumnezeu este acela care, în momentul în care l-a biruit pe diavolul și l-a dezbrăcat de autoritate și de putere, știți ce a făcut? La un moment dat, Fapte, capitolul 2, nașterea bisericii. Biserica lui Hristos a primit identitate, ori devenit copiii lui Dumnezeu, odată cu identitatea primim autoritatea lui Dumnezeu să reprezentăm pe Dumnezeu și în momentul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se coboară în viața noastră, primim puterea Duhului Sfânt. De-aia au zis Domnul Iisus Hristos la ucenicii: stați aici până veți fi pregătiți cu putere de sus, când va veni Duhul Sfânt peste voi.
Și atunci, în momentul acela, diavolul este un dușman înfrânt. Diavolul nu mai are puterea și capacitatea. De ce credeți că Apostolul Pavel, la un moment dat, mi-a dat Iacov, în 4 cu 7, zice în felul următor, supuneți-vă, dar lui Dumnezeu, adică fiți sub supunerea lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și diavolului, ce va face? Sigur, fuge. Așa, păi trebuie să fugă, că n-are altă variantă. Numai dacă firea pământească sunt uși deschise, îți va manipula modul de gândire. Dacă prin sistemul ăsta lumesc tu începi să iubești lucrurile, îți va manipula viața. El abia așteaptă să aibă un cui în viața noastră. Dar Biblia vine și ne vorbește despre faptul că diavolul este un dușman înfrânt și nu mai are puterea pe care au putut. Uitați-vă 1 Petru capitolul 5, versetul 9. Împotriviți-vă lui tari în credință, spunea Petru, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Ce suferințe? Adică diavolul vine și încearcă să-i lovească la nivelul minții. O să mor, o să fii depresivă, o să trebuie să îți spui ca păzirilor că uite ce omul suferi, Dumnezeu te iartă, mă, după păcat el care a făcut așa că mai bine te omor. Vezi că nimeni nu te acceptă, vezi că, uite-te, nimeni nu te bagă în seamă, vezi că cu tare și cu tare, toate chestiile astea care diavolul le aduce, uite, ăla are ceva cu tine, uite, asta are ceva cu tine, nu-i place baticul tău, nu-i place rochea, nu-i place nu știu ce, nu-i place nu știu cum. Și noi, dacă punem botul la toate lucrurile astea, o să începem să fim mai complexați și mai mult și mai frustrați de toate lucrurile și o să începem să-i dăm curs în viața noastră, fără să ne dăm seama că noi trebuie să ne împotrivim tuturor gândurilor. Adică Dumnezeu este acela care l-a biruit. Și dacă Dumnezeu l-a biruit, ne-a dat abilitatea și puterea ca să putem să-L biruim. Aduceți-vă aminte de lucrul ăsta și o să vorbim în a doua sesiune. Eu, cu siguranță sunt multe întrebări cu privire la lucrul acesta. Aduceți-vă aminte că la un moment dat Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe cei 12 ucenici. Luca capitolul 9. Le-a dat putere, în original este autoritate, că autoritatea este mai mare ca puterea. Le-a dat autoritate, că noi ceea ce folosim, ceea ce ne exercităm, este autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Da? Și spune că le-a dat autoritate ca să... Luca 9 cu 1, pune chiar frumos. Și după aia Luca 10 cu 1. Zice, i-a chemat pe cei 12 ucenici, le-a dat putere, în original, autoritate și stăpânire peste... Ziceți voi! Sigur! Taitele, sigur! Mai fi frică! Așa că ți-e frică! Bă, să nu-mi fie frică, mă, că n-aveți voi să mă fie frică! Nu? Și spune în felul următor, și atenție, ucenicii aici nici măcar nu erau botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Asta e un eveniment care a fost înaintea botezului cu Duhul Sfânt. Dar asta e un eveniment care s-a întâmplat după nașterea din nou. Să nu cumva să credeți că ucenicii nu au fost născuți din nou. Au fost născuți din nou. Și nu în Ioan se produce nașterea din nou când suflă Hristos Duh Sfânt peste ei. Nu, 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 acolo a fost doar o revigorare datorită faptului că au fugit toți și s-au lepădat de Domnul Iisus Hristos și o încurajare pe care Dumnezeu l-a dat-o. Dar a fost produsă nașterea din nou aici. Și în momentul în care au fost născuți din nou, au avut autoritate. Și ăștia 12. Hai să luăm pe aia 70 de ucenici care mulți dintre ei la un moment dat s-au fugit de la Domnul. Pune în Luca 10 cu 1. Deci eu chemam pe cei 70 de ucenici și a trimis 2 către 2. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca capitolul 10, versetul 18, că la un moment dat au venit 10 cu 18 și 19, după aia au venit ucenicii și, pune de la 19, te rog, și au venit ucenicii și s-au zis, iată, au venit zis ucenicii, Doamne, ce fain să fim ucenicii tăi, în contextul rar, la care Domnul Iisus Hristos le-a spus, iată că v-am dat autoritate, tot autoritatea este în original, să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului, și iată că nimic nu vă va putea vătăma. Ăsta este un verset care trebuie să vi-l subliniați în Biblie și în mințile voastre să-l memorați. Când vine diavolul și spune că încheroși pentru cineva, că o să vină durerea peste tine, că o să-ți lovească casa, o să-ți lovească copiii, că o să-ți lovească mașina, că îți lovește bicicleta, că îți lovește boii de la car și așa mai departe, adu-i aminte de lucrul ăsta. Amin. Amin. N-are nicio putere. Nu e un joc de cuvinte. Astea nu sunt cuvintele lui Luca, ci sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Uitați-vă că sublinează cu roșu. Mântuitorul Iisus Hristos spunea și iată că nimic nu vă va putea vătăma. Că nu diavolul are ultimul cuvânt în viața noastră. Nu diavolul este cel care are autoritatea asupra noastră. Noi, ca copii al lui Dumnezeu răscumpărați de Hristos, noi suntem proprietatea lui Iisus Hristos, primim identitate și primim autoritatea să reprezentăm pe Hristos
în lumea aceasta. Și aici unde Dumnezeu v-a așezat să puteți să vorbiți cu oamenii, cum spunea sora Ioana. Și când le spui despre Hristosul care este în tine, care ți-o schimba viața, care te-o iertat, care te-o eliberat, acest Hristos cu care ai în relație, o să zici că ușor vreau să-L am pe acest Hristos. Și în momentul în care spui, bă, vrei să mă rog pentru tine, că bă, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care El își face lucrarea, că lucrarea lui de are nevoie de cineva. Că dacă Dumnezeu vrea să mântuiască toată lumea, își folosea o gardizoană de îngeri și rezolva problema rapid. Dar Dumnezeu a zis nu. Prin omul căzut, ăla întriu Adam, care prin al doilea Adam a fost răscumpărat, n-a pe ăștia o să-i folosesc ca să-mi prosnăvesc în numele. Și noi ne uităm ciufuliți în oglindă, nu? Cum ne vinim acum la ciufuleala aia, și băieții și noi. Nu? Vine trezit, cu uite, te-ați bubucat, Doamne, ce ai văzut la mine? Păi am văzut ceva, stai și că a văzut Domnul. Eu, Doamne, dar poți să te folosești de mine? O, cu siguranță. Dar, Doamne, eu sunt fată. Nici o problemă că poate, Domnul, dar eu sunt băiat, Doamne, dar eu nu știu să citesc, eu nu știu să fac aia, eu nu știu Biblia. Stai liniște că Domnul sfârșește pătăche, că așa chechipează Domnul, dar n-ai văzut așa ceva. Nu, pentru asta trebuie să faci ceea ce trebuie. Vă duceți aminte de Gedeon, așa? Când s-a uitat la el, a zis, zice, eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Și zice, n-am nicio putere. De ce am mers la mai mare? La care Domnul zice, te auzi, zice, du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Și a zis, Gedeon, Doamne, dar oare cu ce să merg? Că zice, eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. La care Domnul zice, auzi, zice, du-te numai, oare nu te trimit eu? Și Biblia se vorbește că Dumnezeu a fost acela care s-a folosit de Gedeon într-un context al falimentului. 7 ani de zile, liderii din vremea aceea, religioși, fugeau când auzeau că vine Madian. Toată lumea tremura, de la părinți, la bunici, la străbunici, toată lumea fugeau din fața lui Madian. Și Dumnezeu era un tânăr care Dumnezeu îl pregătește și apoi îl trimite și îl bagă în lucrare și Dumnezeu își proslăvește numele. Că asta fără să facă Dumnezeu. Nu avem un Dumnezeu de doi bani, un Dumnezeu neputincios. Gândiți-vă că noi purtăm în trupurile noastre pe Dumnezeu care crea cerul și pământul, despre care Biblia zice că cerul și pământul nu pot să-L încapă. Și El alege să se coboare în interiorul nostru și să facă din noi niște temple ale Duhului Său cel Sfânt. Și aduceți-vă aminte că în vechime, când templul lui Dumnezeu mergea undeva, templul la mobil, care îl duceau preoții, când tâmpile preoților călcau Iordanul, se desfăcea Marea în două și se desfăcea Iordanul. Când preoții călcau un loc oarecare, locul ăla era dedicat al lui Dumnezeu și atmosfera spirituală din zona aceea se schimba, nu pentru că erau grozavi, pentru că cei care era cu ei, era Dumnezeu care crea cer și pământul. Și foarte mult într-o lume, tătă soane păi de cu capul unul de altul și ne ciocănim ca puia de gosta. Numai pui de gosta să ciocănesc așa, ta-ta-ta-ta-ta, unul în cap la altul. Eu îmi dau seama când cineva nivelului spiritual, că-l văd cât de matur e, cum gestionează lucrurile. A, nu convine trecutare, dar de ce mă? Că tot procedul la cruncă. Oamenii mă iau loc de el. Nu când eu, nu ziul la predică, nu ziul la îndemn, nu ziul la nu știu ce. Mă, zic cândva mai mult, că de unul de ăsta zic că-i fac un ambon și îl parașutez direct acolo în living room și apă tătă zoa și stai acolo cu el. Și doamă pe el, bă. Ce mai bun e în piață? Nu le întrebăm piață, numai ții în față, mustre Domnul, tu ai să dă amonită. Numai ții și-i vadă tătă lumea. Și-i vadă că... Nii, nu le trage pe ce piață, că ia ziul la unul. Zice, hai frate, zice că vreau să vreau la Orșova. Bă, zic, la Orșova nu prea ai loc să predici, dar avem acea biserică, zic, care am deschis-o, toți care au trecut pe acolo la freză. Zic, acolo te duc duminică din iată, te parașutezi direct acolo și o fug acolo, zic, el acolo. Eu zice, n-aș putea să vin, mă, să ascult, zice, la voi biserică. Când îi dă bătaie, după Domnul nu mai trebuie. Să ne ierte Domnul. Amin. Trei domenii, hai că îi facem pauză, să răcești pizzaș, după aia, vedeți că nu pot să, da, duc, nu e o problemă. Trei domenii, firea pământească, sistemul numesc și diavolul, care trebuie, toate acestea au fost biruite de Domnul Iisus Hristos. Argumentul pentru firea pământească și pentru, și pentru sistemul numesc, uitați-vă ce spune Ioan, în 1 Ioan capitolul 5 și apoi facem o rugăciune și merem la pizza, apoi vinim înapoi, bine? Dacă mai vreți. Oricum până mâine nu scăpați de noi. 1 Ioan capitolul 5. Spune-te frumos de la versetul, de la versetul 4. Poate, nu, de la versetul 3. Poate că cineva crede că el nu-i calificat și nu poate ca să-l biurească pe diavolul și sistemul lumei și firea pământească. Uite ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci dragostea
De Dumnezeu stă păzirea poruncelor lui. Și poruncelor lui sunt grele. Versetul 4. Zice, pentru că oricine este născut din Dumnezeu, uitați-vă ce frumos spune aici cuvântul lui Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Versetul 5. Cine este cel care biruie lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Dar câți dintre voi credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Mâna sus. Dar stați cu mâna sus să vă văd. Ieși vă văd. Dă-ți închezi gata. Unul nu ridică mâna, rapine rugă în pătruș. Așa că ești cu frunt, cu brață, cu boț. Așa, eu ridic și două mâini. Topoșarul. Sus mâna, bă. Așa, bă. Bun. Știi ce zice Biblia, nu? Bine ați venit în clubul lui Dumnezeu. Dar nu-i club, în părăția lui Dumnezeu. Că spune felul următor. Cine este cel care biruie lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Credința în Dumnezeu ne califică pe fiecare dintre noi să devenim copiii lui Dumnezeu. Doi, să primim autoritatea lui Dumnezeu. În cartea pe care am scris-o, vorbesc foarte mult de identitatea pe care noi am primit-o ca și copii al lui Dumnezeu, de autoritate și de puterea pe care avem. Dacă trăiți încă în frică și în îndoială și nu vă cunoașteți identitatea, și o să vedem partea a doua lucrul ăsta, luați-o și șichiți-o. O să vă ajute în urmă foarte mult pe fiecare dintre voi. Dar după sesiunea următoare și înainte să facem rugăciune, o să vorbim și de soluțiile pe care Dumnezeu ne-a pregătit în continuare să putem să biruim absolut tot și să fim niște creștini de care Dumnezeu să se folosească, prin care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu totdeauna să lucreze. De-aia, haideți să ne ridicăm picioare, mulțumim Domnului care până aici ne-a vorbit și ne vorbește și în continuare Domnul să se îndure de noi și să ne dă Domnul. Haideți să plecăm ca să mulțumim toți fiecare dintre noi și felul în care trebuie să trăim pentru a putea să ieșim biruitori și să biruim absolut totul. Spuneam că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care, pe care Dumnezeu l-a trimis să ne ajute în toate domeniile vieții noastre, indiferent de domeniul unde excelăm sau domeniul unde s-ar putea să fie falimentat. Dumnezeu este acela care știe natura fiecare dintre noi, capacitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și Dumnezeu este acela care totdeauna este gata să lucreze în dreptul nostru, indiferent de cât de bine pregătiți suntem sau mai puțin pregătiți. Dumnezeu este acela care totdeauna vede în fiecare dintre noi un potențial și Dumnezeu este acela care ne vede totdeauna că putem împreună cu El să facem diferența. El ne cheamă pentru lucrul acesta. Unul dintre lucrurile care ar trebui să le învățăm în umblarea noastră cu Dumnezeu și în lupta care se dă în dreptul fiecăruia dintre noi este un lucru foarte, foarte important, deși el este foarte simplistic, dar este vital de important pentru noi. Și anume, să nu ne bizuim pe puterile noastre. Unul dintre lucrurile pentru a putea totdeauna să biruiești împotriva puterii întunericului și să ieși biruitor este totdeauna să nu te birui, să nu te bizuiești pe puterile tale. Una dintre metodele astea pe care noi le avem este următoarea unde foarte mult dintr-o situație falimentar. De exemplu, dacă suntem undeva, am căzut într-un domeniu oarecare, am mințit sau am zis un lucru care ne pare rău sau un lucru care îl regretăm că l-am făcut. Care este felul nostru de a ne raporta la lucrul acesta? Și permiteți-mi să fiu foarte practic. Mergem înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, te rog frumos să mă ierți că îți promit că nu o să mai fac lucrul ăsta. Așa este? E cineva ca mine aici. Vreți să zic ce sunt toți, mă? Păi da, cam așa ne raportăm fiecare dintre noi. Nu îi spunem, Doamne, îți promit numai de data asta, iartă-mă că îți promit că nu mai fac. De fapt, ce facem înaintea lui Dumnezeu? Îi spunem în felul următor, Doamne, îmi pare rău că am făcut lucrul respectiv, adică e bun, dar noi ne asigurăm pe Dumnezeu că tot noi, prin puterile noastre, ne angajăm să nu mai facem lucrul respectiv. Adică este extraordinar de greșit. Pentru că ori de câte ori noi, prin propriile noastre puteri, vrem să ieșim biruitor, noi să ne biruim firea pământească, prin disciplină, prin educație, prin tot ceea ce facem, noi vrem să ieșim biruitor împotriva lucrurilor care unor le rostim, unii împotriva altora, vocabularul și așa mai departe. Noi vrem să ieșim biruitor în dreptul lucrurilor unde noi ne vedem că suntem falimentari. De fapt, noi nu putem prin propriile noastre puteri să biruim absolut nimica.
Până la Domnul Iisus Hristos spuneam lucrul acesta, diavolul, prin păcat, a dominat absolut orice om. N-a existat un om care să nu fie afectat de păcat. Fie că a fost împărat, proroc, fie că a fost un om excelent, indiferent ce a fost, până la Domnul Iisus Hristos, tot a fost îngenunchiat de păcat. Singurul care a biruit păcatul și care a fost fără de păcat este Domnul Iisus Hristos. Amin. De înseamnă că noi trebuie să fim aceia care totdeauna să facem lucruri dintr-o perspectivă dumnezeiască, nu dintr-o perspectivă omenească. Dacă vrem să fim biruitori, totdeauna când vedem păcatul acela, sau când vedem ispita, sau când vedem provocarea, sau când vedem anumită ecuație în viața noastră, anumit context, în fața căruia trebuie să ieșim biruitori, niciodată n-avem voie să ne bizuim pe puterea noastră, ci să fim oameni care totdeauna să fim dependenți de harul și de puterea lui Dumnezeu. Dacă începem noi prin propriile noastre puteri să încercăm să facem ceva, mai devreme sau mai târziu vom eșua. Mai devreme sau mai târziu vom, da, cum spun eu adeseori, vom da cu capul în bară. Pentru că creștinii nu sunt oameni autonomi. Noi nu suntem oameni care să ne putem ocupa de noi înșine, noi prin propriile noastre puteri. Ci creștinul este totdeauna dependent de Dumnezeu. Și noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Asta e una dintre metecnele generației noastre. Doamne, vreau să biruiesc cu tare lucru. Mândria, rebeliunea, pornografia, masturbarea. Vreau să biruiesc vorba de rău. Vreau să biruiesc cu tare și cu tare. Și dacă ai fost odată măcar o singură dată falimentar, fii și spui, Domnul, Doamne, îți promit, numai de data asta iartă-mă, că îți promit că nu mai fac niciodată. Cel mai greșit lucru, când noi, de fapt, ar trebui să schimbăm tehnica aceasta și să începem să înțelegem că doar prin Domnul Iisus Hristos noi putem să ieșim biruitori. Noi nu avem capacitatea să putem să biruim niciunul dintre noi despărțiți de Hristos, să biruim puterea întunericului. Dar în momentul în care ne cunoaștem identitatea, primind identitatea de copii al lui Dumnezeu, ne cunoaștem autoritatea, asta nu ne licențiază pe niciunul dintre noi să fim grandomani, să fim noi mai presus decât altul, să ne considerăm noi că noi suntem mai buni ca oricare dintre noi, ci asta ne dă capacitatea și puterea să ne înțelegem poziția smereniei care trebuie fiecare dintre noi să dăm dovadă. Este vital de important în toate ecuațiile, de la cele mai simple ecuații împotriva păcatului până la cea mai complicată, în momentul în care poate va trebui să ne rugăm pentru cineva. Mi-aduc aminte că eram lider de tineret în America și la un moment dat la biserică au venit niște tineri și au dus un băiat negru. Și au zis, frate Darius, ăsta numai ce l-a primit pe Hristos în urmă cu câtva timp, Domnul l-a și botezat cu Duhul Sfânt, zice, a fost un predicator de ăsta așa ambulant pe undeva acolo pe Long Beach, la plajă și ăsta a predicat pe Hristos și vrea să primească pe Duhul Sfânt să vină în față, ăsta a mers acolo în față, eu deja când m-a spus chestia asta la mine, s-a prins așa ceva beculețe, m-a dat seama că ceva nu era coșer și zice, după aia au zis că l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și zice, fii atent ce am pățit, o trecut câteva săptămâni, zice, și o colegă de la școală tot ne spunea că bunica e vrăjitoare. Și că tot n-o lasă să vină la biserică și că tot face cu tare și cu tare. Și zice, într-o zi, zice, i-am vorbit, toți trei, unul era român, al doilea era mexican și al treilea american, care era negru. Și zice, mergem acolo la casa lui colega noastră, că colega stătea împreună cu bunica sa, care era vrăjitoare, și începem noi să proclamăm numele lui Dumnezeu și să ne folosim autoritatea și să începem să facem noi acolo mătrâni. Bineînțeles, și așa au făcut. Urmă de acolo, că da, eu zic că au identitate, au autoritate și așa mai departe. Și zice, în timp ce noi făceam toate lucrurile, au ieșit bunica sa, dintr-o dată afară, vineam din pe strada, și la un moment dat a început să facă niște vrăjitorii acolo, a început să facă. Zice, automat în stat, ăla care a inițiat absolut tot beatul ăsta negru, zice, o căsu jos la pământ, nu mai putea să facă absolut nimica, până și nepoata lui să oprească să mai facă vrăjitorie. Și ăsta, băiatul ăsta român, zice către mine, zice, frate, dar totuși ce s-a întâmplat? Zice că, nu, e botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, nu, uită. Bineînțeles că când a venit, m-am dat seama că nu era chiar așa cum zicea, adică nu a experimentat botezul cu Duhul Sfânt.
Era doar o imitație. Există un duh, acum scriu a doua carte pe care o scriu și există un duh care se numește Duhul Kundalini. Unii dintre voi ați auzit despre el. Este un duh care în America, Canada și în alte zone foarte mult se manifestă și limită pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ați văzut pe aia care râd în Duhul, se bată în Duhul, pică pe spache și tot felul de chestii care n-are nimic de a face cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu te face să faci lucrurile astea. E o chestiune foarte, foarte delicată. Dar în fine. Și vă dați seama că a ajuns ăsta la un moment dat, vine la biserică și a zis că te rog, prieteni, dar ce fac? Știi că Dumnezeu ne cheamă să facem asta. Zic, Dumnezeu nu ne cheamă să fim vânători de duhuri. Că Dumnezeu nu face asta. Dar ori de câte ori ne vom intersecta cu prezența întunericului și diavolul va încerca ca să se pună cheza sau să oprească lucrarea lui Dumnezeu, așa cum vedem în Scriptură, da, de fiecare dată ne vom manifesta autoritatea pe care Dumnezeu ne-o dă. Dar atenție! Noi nu suntem chemați ca să fim oamenii acum. Uite, ce se întâmplă aici în orașul nostru? Hai să vedem. Hai să iubim să ne descoperi Domnul. Oh, aici sunt nu știu cât vrăjitor. Hai să mergem să iubim împotriva lor. Hai să facem nu știu ce. Nu, atenție! Dumnezeu este acela care, prin faptul, cum am spus anterior, prin faptul că Dumnezeu este acela care a pus în noi Duhul Său cel Sfânt, automat locul unde talpa picioarelor noastre calcă și în momentul în care Dumnezeu este acela care ne însoțește, atmosfera spirituală din locul acela se schimbă. Dar noi nu trebuie să abuzăm de lucrul ăsta. Și asta, știți când există abuzul acesta? Când ne înțelegem, când nu ne înțelegem identitatea și când începem să abuzăm de identitatea noastră. Noi trebuie să înțelegem dacă vrem să fim oameni care să excelăm din punct de vedere spiritual, adică să mergem ascendent, noi trebuie totdeauna să nu ne bizuim pe puterile noastre, ci totdeauna să fim dependenți de Dumnezeu și să înțelegem că tot ceea ce Dumnezeu face în noi și prin noi este spre slava lui Dumnezeu, nu spre slava unui om. Amin. Este vital de important. De în felul acesta, când noi alegem să ne smerim fiecare dintre noi, Dumnezeu va începe să ne ridice. Aduceți-vă minte că ucenicii la un moment dat umblau cu Domnul Iisus Hristos, au ieșit afară din cetatea respectivă și au zis: Doamne, acum lasă-ne să coborâm foc din cer. Ce o Domnul către ei? Mă zice, nu știți de ce duc sunteți? Însuflețiți. Adică nu toate lucrurile care ne vin la nivelul minții noastre trebuie să le dăm curs. Vedeți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu produce în viața noastră echilibru spiritual. Echilibru spiritual este vital de important. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu începe să-ți dea echilibru, vei fi o persoană echilibrată, niciodată nu te vei bizui pe tine și pe puterile tale. Ci de fiecare dată vei fi dependent de Dumnezeu și când Dumnezeu zice să mergi, vei merge. Când Dumnezeu zice să stai, va trebui să stai. Când Dumnezeu zice să umbli, va trebui să începi să umbli. Dar asta e una dintre problemele noastre, că foarte mulți vin dintr-o lume în care și-au dat terfelit absolut toată tinerețea, au făcut toate lucrurile, peste noapte se întâlnesc cu Dumnezeu și dintr-o dată vor să fie folosiți de Dumnezeu la un nivel foarte înalt. Fără să-și dai seama că de fapt Dumnezeu ne pregătește pe fiecare dintre noi și Dumnezeu vrea să ne învețe dependența de Dumnezeu. Câte vreme nu învățăm lucrul acesta, stimați tineri și stimați frați și surori, niciunul dintre noi nu vom putea să facem diferența de care Dumnezeu își dorește să facem diferență. Niciunul dintre noi nu vom putea să facem ceea ce trebuie să facem. Și pentru a putea totdeauna să fim dependenți de Dumnezeu și să alegem să fim oameni supuși lui Dumnezeu și să fim oameni aceia care să ne smerim, pentru că Biblia spune că când noi ne smerim, Dumnezeu este acela care ne înalță și când noi alegem să ne înălțăm, Dumnezeu este acela care ne va smeri într-un fel sau altul. Dar dacă înțelegem că trebuie să fim oameni aceia care în smerenie să umblăm cu Dumnezeu, să fim dependenți de Dumnezeu, totdeauna Dumnezeu va fi acela care totdeauna ne va da biruință. Nu există aspectul faptului că Dumnezeu nu ne dă biruință. Nu există. Că Dumnezeu uneori ne lasă să perseverăm mai mult în rugăciune. Da, este adevărat. Că uneori Dumnezeu ne surprinde cu repeziciunea cu care ne ascultă rugăciunile. Altă dată Dumnezeu va vrea să vadă cât de mult îți dorești lucrurile. Nu că Dumnezeu nu știe, dar vrea să-ți arate ție și mie. Că uneori ne considerăm așa de grozavi, așa de puternici și mai bun decât oricine altcineva. Fără să ne dăm seama că la fel suntem de slabi ca și oricine altcineva. Și Dumnezeu este acela care totdeauna își dorește
ca să fim oameni aceia dependenți de Dumnezeu. Un creștin firesc niciodată nu o să fie, nu o să poată să biruiască absolut nimica împotriva celui rău. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4 și 5. La un moment dat, Apostolul Pavel vine și spune că armele cu care noi ne luptăm, zice el, nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Și în versetul 5 vine și spune felul următor: noi răsturăm izbotirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Dar versetul 4 vine și spune felul următor: căci armele cu care noi ne luptăm nu sunt supuse firii pământești. Adică, dacă ești un creștin firesc, care îl iubești pe Dumnezeu, dar mintea nu este transformată de cuvântul lui Dumnezeu și tu ești totdeauna gata, pus pe scandal și să trăiești ca și lumea, să faci ca și lumea, când va veni ispititorul, nu o să poți să miluiești. Când va veni ispita, nu o să poți să miluiești. Când o să vină provocarea, nu o să poți să miluiești. Când vei vrea ca să lucreze Domnul în dreptul tău și să dărâme Domnul de la nivelul minții gândurile și stările și toate întăriturile care sunt la nivelul minții, nu o să poți să le biruiești. Pentru că armele pe care Dumnezeu le-a pregătit ca noi să putem să ne luptăm împotriva celui rău și împotriva provocărilor, nu sunt date oamenilor firești, ci oamenilor duhovnicești, și așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar în momentul în care înțelegi și îți înțelegi dependența de Dumnezeu, în momentul în care îți dorești mai mult și mai mult să stai la dispoziția lui Dumnezeu și ca Dumnezeu să poată să lucreze în dreptul tău, atunci este momentul în care Dumnezeu începe să-ți dea putere. În momentul în care Dumnezeu începe să-ți dea tărie. Aduceți-vă aminte că Mântuitorul Iisus Hristos a spus: veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi, liberi. Liberi de absolut tot. Dar doar în momentul în care începem să practicăm adevărul acesta. Dar pentru aceasta trebuie să înțelegem că armele pe care Dumnezeu ni le-a dat sunt armele luminii și sunt armele lui Dumnezeu. Eu știu că suntem tentați de multe ori să folosim shortcuts. Shortcut e jumătăți de măsură. Lucru așa doar pe jumătate. Adică, știi, suntem tentați totdeauna. Nu de mult am trecut cu ceva timp, mă sună o soră, zice: frate, dar zice, n-ați vrea să vă rugați, zice, pentru băiatul meu, zice, pentru ginerele meu. Ba, da, zic, dar care e problema? Păi zice, în urmă cu câteva luni de zile, a mers până în Statele Unite, el era într-o țară aici în Europa, într-o țară centrală, și zice, o pleca până la New York să se întâlnească cu Rehan Bonke, pe când încă trăia Rehan Bonke. Rehan Bonke a fost unul dintre cei mai puternici evangheliști pe care noi ca și generație i-am avut contemporan cu noi, și un om de care Dumnezeu s-a folosit într-un mod deosebit și a făcut chiar istorie omul acesta de felul care Dumnezeu s-a folosit de viața lui. Și o mers până la New York, a dat lovătura ca pe Rehan Bonke până omul acesta era 30 de minute din viața lui. A ajuns la New York și tânărul era neamț, mama româncă, tatăl neamț, zice, a ajuns acolo la New York. S-a întâlnit cu Rehan Bonke și a zis, auzi, zice, I want to be like you. Vreau să fiu ca și tine. Rehan Bonke, înțelepțul tale, mă, zice, tu nu trebuie să fii ca mine. Tu trebuie să fii ca și Jesus. Du-te înapoi în țara ta, pocheiește-te, smerește-te și caută-L pe Domnul toată inima. Ce-a făcut al nostru? O mers înapoi în țara de unde provenea și-o lua mașina. 3 luni de zile s-a închis într-o mașină. Nu i-o spun la nevastă sau unde e, nu i-o spun la maică sau la taică sau la soacă sau absolut nimeni nimica. Nu știa nimeni de el. 3 luni de zile, o singură dată pe săptămână, că el căuta pe Dumnezeu după termenii lui și vrea să facă ceea ce el vrea, o dată pe săptămână își cumpăra mâncare. Și vedea după predicar, vedea unde și-o luat mâncare și l-o căuta timp de 3 luni de zile. După 3 luni de zile l-o găsie și l-o dus acasă. Și îi spunea soacă sa, frate, zice, de 3 zile închis în cameră, nu mănâncă, nu iese. Nu vrea să se socializeze, nu vrea absolut nimica. Zice, nu vrea să facă absolut nimica. Vă dați seama că a zis că trebuie, bine, puneți-l în mașină și haideți până la orașul cu el. Zic, să ne rugăm pentru el. Zic, avem acest centru, avem echipă, avem tot ce trebuie. Ne rugăm ca Dumnezeu să le libereze. Deci, frate, zice, nu am zis că de 3 luni de zile nu mânca. De la vreo 120 de kg, nu ajunge la 70 de kg. Avea un 95, s-o subțiat așa de puternic încât nu mai putea să funcționeze
și nu mai putea să facă absolut nimic. Și mi-e frică, zice, să îl duc la spital, că ăștia mi-l bagă la nebun și așa mai departe. Și tot insista, hai, zice, până la noi. Zice, să vă rugați pentru el. Mă, eu trebuie să zic, haideți noastră la noi. Atât am bătut la cap până la un moment dat, m-am înduplecat și m-am luat încă 3 slujitori din biserică și am mers până la ei acasă. 1500 de kilometri, vă dați seama. Când am ajuns acolo, ne-am servit masa, să e, după ce a servit masa, i-am zis la soția lui, zic că spune să vină, să ne rugăm pentru el. L-am mers până în cameră, când am mers la cameră, o venit după vreo 15 secunde, zice, frate, dar zice, s-a pus în spatele ușii, zice, nu vrea să iasă afară, zice, nu vrea să iasă afară din cameră, zic, mă, lasă-mă de-o la el, la care el zice, sigur că da, m-am dat seama, am mers acolo, am pus mâna pe clanță, l-am simțit că e în spatele ușii, l-am împins cu ușă cu tot. Când m-am băgat ca poșa înăuntru, el era în spatele ușii, stătea în 4 labe, numai așa să uita câtă mie și a început să fac ca și animale, să facă eu când l-am văzut, mustă-te, Domnul, zic, mustă, ce cauți, vine aici, l-am smuls acolo, vine aici, să ne rugăm pentru tine, l-am dus în living room și am început să ne rugăm pentru el. Cum era pus, intra în transă cu ochii dați peste cap și era în transă, ne rugam și Dumnezeu era acela care se uitea din transă. Când îi spuneam, mă, prietene, tu ai nevoie de Hristos și tu trebuie să te pocăiești. La care el zicea că tămâie, have Jesus, zice, eu l-am pe Iisus. Dar bineînțeles că nu era Iisus al nostru. Stați liniștiți că nu toți care zic că l-au pe Iisus, Iisus al nostru. Și în momentul ăla, vă dați seama că când îi ziceam că trebuie să pochească, bum, înapoi, intra în transă și iar nu mai avea ceva. Iar ne rugam. La un moment dat, n-am putut să-i mai rugăm lângă el, că după 3 luni de nespălat, vă dați seama cum mirosea, nu? L-am băgat în duș, l-am sopohit bine, l-am făcut breniu, l-am scos afară, apoi la rugăciune, vine acesta și ne rugăm pentru tine. Noi, i-am rugat iară când ne-a rugat. A deja s-a făcut târziu. Soacră zice, frate, zice, hai să mai ne rugăm cu târziu, că nu știu ce, uită aici la noi, dacă au vecini, mi-e frică să nu sunim la poliție. N-au zis către ea, zic, și ceva, hai să facem un fel următor. Îl băgăm mașină, mergem la Orșova City, ne rugăm pentru el, zic, și bine a fi. Zic, următoarea zi, n-au zis câte băieții care fac cu mine, n-au zis care doarme pe noaptea asta. Vă dați seama că ăștia când sunt așa, trebuie să știți ce trebuie să faci. Dacă nu, ea vrea și ce, n-au zis, niciunul nu s-a dat voluntar. L-am pus pe mine lângă mine, am pus brânca pe el, n-au zis, nu pleci, dar ce-i tătă noaptea, dormită eu pe mine și el. Vă dați seama că oricum nu mai puteam, n-aveam ce face cu el, că era deja transă din nou. Și am zis, până apoi, l-am pus în mașină dimineața, soția lui, cu el în spate, eu în dreapta, David, unul de deaconii bisericii, la volan și încă o mașină, o mai venit, mașina lor, au venit ceilalți doi care au fost, care au venit cu noi și am plecat spre România. Când ajungem din Austria în Ungaria, intrăm în Ungaria, ni se strică mașina. Nu, aici s-a nostru, vă dați seama, nu au vorbit deloc pe drum, nimica. Și ni se strică mașina și eu mă la David, mamă, ce facem? Zice David, păi, acum frate, dar nu. Și în timp ce vorbeam, să găsim o soluție, de toate începe să vorbească mutul din spate. De asemenea, nu mă vorbi nimic. După ce a intrat apoi în transă, o strat în transă și absolut nimic, nu mai putea face nimic pe el. Și de toate zice, auzi, zice, dar ce s-a întâmplat? Eu ori toți i-am speriat, știi? Mi-am uitat, zice, băi, nu, păi, s-am început și vorbească. Nu, ce să se întâmple, zic, mi s-a stricat mașina. Auzi, zice, nu-i nicio problemă. Eu când l-am văzut cum vorbește, că unul care n-avea nimica. Zice, nu e nicio problemă, zice, am asigurare. Și zice, oriunde, zice, mă opresc, când se strică mașina, eu sunt la asigurare și vine asigurarea și dacă nu poate să repare mașina, îmi dă altă mașină. Dar el către mine, dacă să nu mințim. Hai, zice, puneți-mă pe mine la volan, mă împingeți așa vreo 15-20 de metri în față și înapoi și după aia, zice, să putem să sunăm la asigurare. Eu nu zice, domnul, ce e de-a făcut? L-am pus la volan. Ce domn? Înțelegi? L-am pus parcă la Păscarovski la volan. No, dă-i, Sfântul și Domnului să-l împingem. În timp ce ne punem noi să ne pregătim de împins, zice David către mine, frate Darius, da, mă lăsăm noi pe Satana și-și bată joc de noi, zice. Apoi nu i-a ascultat Domnul, dar trinchea ori, când i-a stricat frigiderul, când am avut vai de frigider, ne-a rugat și Domnul ne-a reparat frigiderul. Când i s-a stricat cu tare, ne-a rugat și Domnul ne-a vindecat. Că Domnul vindecă și astea. Un lucru nu-ți vindecă Domnul, telefonul. Când ai spart, soto că te-ai dat la ce nu trebuie. Așa că e semn de la Domnul, deci numai încerca să te rogi că ăla nu-l vindecă Domnul, ce? Lasă-te de el. Și vă dați seama că la un moment dat, în timp ce este chiar acolo, am pus mâinile pe mașina, i-a rugat, Doamne, te rugăm, Doamne, el o să acidă brâz la asta, zic, am dă-ne biruință. L-am dat pe-a nostru jos de la volan, s-o ridicat David înapoi.
o porni mașina și slăbiți să fie Domnul că am ajuns la Orșova. Dar fiți atenți! Când am ajuns la Orșova, pe drum tău vorbea. Când am ajuns la Orșova, nu, l-am lăsat. Mers ziua respectivă cu soția lui să viziteze puțin, vorbea, n-avea nicio treabă. A început să mănânce, nu mai mâncase. La un moment dat, când am mers la centru, zice că noi, zice, acum, hai că să ne rugăm. La care el către mine zice, auzi, zice, nu putem să ne rugăm. Dar ce să ne rugăm eu către el? Că zice, trebuie să ne rugăm să ne facă Domnul bine. Dar zice, da, Iisus din mine a spus că este frică de Iisus din voi. Păi mă mustre că Domnul zice, mustre, eu vă dați seama. Păi dar până amunii ai spus că tu l-ai pe Iisus, tu ești cu Iisus, tu cu Iisus era. Dar nu era Iisus Hristos din Nazaret. Că Domnul Iisus Hristos a spus, vor veni mulți Hristos mincinoși care se vor da drept Iisus. Dar cel care nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup și cel care nu recunoaște ceea ce Biblia spune, Sfânta Treime, asta e o problemă majoră. Ascultați bine ce vă spun. Că Duhul ăsta lui Iisus ăsta deja l-am întâlnit în o sumedenie de persoane. Există foarte mulți oameni care s-au amăgit de diavolul, care spune, oh, nu, nu, eu sunt cu Iisus, eu sunt cu Iisus, că Iisus e, nu știu cum, ascultă-mă, dacă Iisus al tău nu este Iisusul Scripturii, e o problemă majoră. Vă dați seama că în momentul în care am început din nou să ne rugăm pentru el, a intrat în transă, îl arunca sătana pe spate de 100 de ori, cum așa, la început, fără nimic, de cum o chedă, îl arunca, iar îl ridica, iar îl arunca. Dacă nu credeți la sfârșit, veniți la mine și vă arăt video, să vedeți. Că doar cu diavolul nu dă joacă. Înțelegeți? Dar nici nu putem să lăsăm pe diavol să facă tot ce vrea. Adică noi trebuie să înțelegem următorul aspect. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, noi avem autoritatea dată de Dumnezeu, dar ea trebuie folosită în momentul în care Dumnezeu ne pune să acționăm. Nu în momentul în care credem noi că trebuie să facem noi mari grozăvii, să demonstrăm la X și la Y că noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Mă înțelegeți? Deci în momentul în care Domnul ne cheamă, da, merge, ne trimite Dumnezeu undeva, Dumnezeu e Cel care vrea să-și facă numele de slavă, ne trimite Dumnezeu într-un loc, acolo Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele. Dar noi trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca El să lucreze în viața noastră așa cum vrea El și noi trebuie să înțelegem că orice lucru care este ostil cu voia lui Dumnezeu noi trebuie să eliminăm afară din viața noastră. Diavolul este acela care totdeauna va vrea să aibă un cui. Atât de trebuie, nu-i trebuie mai mult. Un singur cui în viața ta. Și dacă are cuiul ăla în viața ta, așa cum mi-a fost întâmplarea asta și povestirea cu cuiul lui Pepelea, știți întâmplarea, nu? Generația Facebook, nu știți. Da, unul și-o vândut casa și când și-o vândut casa, cel care o vândut casa, la ăla, nu o zis întâlnător, zice, mă, zice, eu îți vând casa, îți dau absolut la un preț foarte bun. Singurul lucru care vreau să-mi dai voie să am în casa asta e un cui. Aici, pe perete, pe unul dintre pereții casei tale. S-o gândit cumpărătorul, zice, mă, dar ce mă deranjează pe mine că s-ar un cui în casa mea? Zice, casa mea e proprietatea mea, eu fac ce vreau în casa mea, așa că nu mă deranjează cu absolut nimic. Cum un drag, eu spui, cuiul ăla e la meu. Și în momentul în care au ieșit afară din casă, fostul proprietar și-a intrat nou proprietar, s-a așezat, după ce-a curățat casa, s-a pus să-și bea cafeaua, nu m-a auzit o bătaie în ușă. Și când a mers la ușă, era fostul proprietar, zice, dar ce-i baiul? Păi zice, auzi, zice, am crezut că astăzi ploaie și m-am luat umbrela cu mine și nu vreau să o port cu mine că nu ploaie, așa că pun umbrela în cui. Nu, pun un cui și-a plecat. După jumătate de oră, când proprietarul s-a pus să steie liniștit, o zi iară, bătaie în geam, în ușă. Domnul ăla zice, dar nu ce-i baiul? Păi zice, vine ploaie pe umbrela, zice. No. Și tot așa vă pun. Așa e și diavolul. Când diavolul are o neascultare în viața ta, când diavolul are un cui în viața ta, un lucru nemărturisit, un lucru care tu îl tolerezi, zici, dar nu e așa de rău, că nu-s așa de rău ca cu tare sau cu tare. Să știi că în felul acesta nu ești dependent de Dumnezeu, ci tu ești acela care totdeauna sfidezi dependența de Dumnezeu. Îți spui, tot eu prin propriile mele putere pot să fac ceea ce vreau să fac. Și lucrul ăsta, din nefericire, ne descalifică pe cei mai mulți dintre noi. Nu că n-am avea autoritate, nu că n-am avea puterea, nu că nu am avea identitatea, dar tocmai datorită faptului că nu știm cum să ne poziționăm în Hristos. Pentru că fiind Hristos și a fi o făptură nouă, nu înseamnă că tu ești o persoană autonomă și n-ai nevoie de Harul lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu
ci trebuie să înțelegi că noi suntem dependenți de Dumnezeu 100%. Și în momentul în care citim cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care ne rugăm, în momentul în care postim, nu facem altceva decât îi spunem lui Dumnezeu: Doamne, fără de Tine nu putem să facem absolut nimic. Și un ultim lucru, ce mai trebuie să facem este să existe în viața noastră o supunere totală. Când e vorba de supunere, cei mai mulți dintre noi ne place să fim supuși. Nu ne place să fim supuși autorității. Nu ne place să fim supuși, da, părinților. Nu ne place să fim, stimate surori, supuse bărbaților. Nu ne place să fim supuși. Atenție! Iacov în 4:7, cum am zis mai devreme, versetul acesta și le-a dat referința, spune felul următor: supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolul și diavolul va fugi de la voi. Adică supunerea de Dumnezeu presupune. Primordial este Dumnezeu, apoi este Hristos, care este capul bisericii. Apoi este autoritatea bisericească. Stimați tineri, stimați frați și surori. Poți să ai toate darurile, dacă nu e supus autorității bisericești pe care Dumnezeu a îngăduit-o. Peste tine e o problemă majoră, oricare am fi noi. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Nu e o chestiune, un moft a unui cult, ci este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, după autoritatea bisericească, este autoritatea familială, unde tata este cel care trebuie să-și facă slujba de preot. Stimate surori, trebuie să fii supuse bărbaților voștri. Vezi, spune frate Darius, da, supusă, dar uite-te, că nu face cum vreau eu. Nu trebuie să facă cum vrei tu. Tu trebuie să înțelegi care este poziția ta. Trebuie să fii supusă. N-am spus-o eu, ce a spus-o Domnul Iisus Hristos. Și voi, stimați bărbați, dacă vezi ca nevestele voastre să fie supuse, iubiți-le. Amin. Nu-i greu. N-ați gândit, nu, zici, oh. Păi, orice femeie iubită se va supune. Când o să încep să o domin cu pumnul și cu bătaia în ăsta, nu rezolvați cu nimica. Nu asta ne învață. Învățăm de la Hristos. Biblia spune că așa să ne iubim soțiile cum Hristos își iubește biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Păi dacă vrem ca soțiile noastre să fie supuse, noi trebuie să le iubim. Hristos. Noi suntem supuși lui Hristos prin bătaia care Hristos ne-o dă tătă ziua. Și tătă ziua ne calcă în picioare și ne spune că nu suntem buni și nu să reușim și nu să facem. Nu! Ce Hristos este acela care prin dragostea sa ne-a cucerit pe fiecare dintre noi. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință și prin dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a cucerit inimile. Stimați bărbați, iubiți-vă nevestele, să fie supus să se supună. Stimați tineri, trebuie să fiți supuși părinților voștri. Degeaba cântați, degeaba încercați să vă rugați, degeaba încercați să fiți misionari. Dacă nu învățați să fiți supuse părinților voștri ca Domnului sau în, da, părinților voștri în Domnul, atunci e o problemă majoră. Noi trebuie să învățăm lucrul ăsta. Adică trebuie, chiar dacă uneori poate nu-ți convine ce spune mami și tati, mami și tati totdeauna vor vrea ceva bine pentru tine. Niciodată nu se vrea distrugerea ta, ci totdeauna vor vrea binele tău câtă vreme sunt în Hristos și caută cuvântul lui Dumnezeu. Că acum mai există și părinți care îi opresc pe copii să vină de la biserică. Nu? Există și părinți care, săracii, au probleme la cabeza și vă dați seama că no, nu e ce trebuie. Și atunci, bineînțeles că nu o să faci ce zice. Nu? Când vezi că spune, bă, tu te cumpără țigări. Păi tu, care copil al lui Dumnezeu, nu o să mergi să-i cumperi țigări sau alcool. Poate să zică mami și tati ce vrea, dar categoric nu să faci lucrul ăsta sau să spună altceva care e contrar adevărului lui Dumnezeu. Dar cei care suntem în contextul în care suntem majoritatea dintre voi, aveți părinți credincioși care iubesc pe Dumnezeu și care sunt pe calea adevărului, fiți supuși. Pentru că în felul acesta vom putea să avem autoritatea de a putea să ne împotrivim împotriva celui rău. Vedeți, nu e ceva foarte, foarte sofisticat. Noi credem că trebuie să existe anumite elemente foarte sofisticate când, de fapt, ceea ce nouă ne dă capacitatea să putem să ne împotrivim este dependența noastră de Dumnezeu, având în vedere că facem parte din Împărăția lui Dumnezeu, cum am vorbit despre cei care fac parte din Împărăția lui Dumnezeu, dependența noastră față de Dumnezeu și supunerea noastră totală față de Dumnezeu. Acum, nu știu dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-ar vorbi acum. Majoritatea dintre noi, dacă am fi dispuși, dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ți-ar vorbi, puneți, dă-ți testul ăsta. Dacă îți vorbește Domnul în momentele următoare, să lași afacerea și să te duci cu familia în Africa, sau în India, sau te duci cu un tărâm unde nu vrei. Ascultă-mă bine ce spun.
Să spună Domnul să-ți lași școala, deși Dumnezeu nu se facă lucrul ăsta, că are nevoie de oameni pregătiți, da? Dumnezeu nu tolerează lucruri care noi nu vrem să le facem. Adică Dumnezeu totdeauna ne va pregăti să poată să ne folosească, da? Imaginați-ți, tu vrei să fii inginer, vrei să fii doctor, nu că ar fi rău lucrurile astea, dar Dumnezeu spune, o să fii misionar și trebuie să mergi în Africa, sau trebuie să mergi în India, sau trebuie să fii în Oltenia, sau trebuie să mergi în Pakistan, sau trebuie să mergi în altă parte. Câți dintre noi, hai să fim onești, am fi dispuși să facem ce zice Dumnezeu? Nu e așa că cei mai mulți dintre noi zice, nu pot să ies din confortul meu? Nu pot să renunț la prietenii mei, nu pot să renunț la salar, cum să mă duc să trăiesc în credință, cum să fiu dependent de altcineva, ori nu pot să fac asta, nu pot să fac asta. Mulți dintre noi avea scuze. Dar noi în același timp vrem să fim supuși total lui Dumnezeu. Și nu mereu una cu alta, că nimic. Ne bătem cap în cap noi singuri. Că noi zicem, o, dar noi suntem biserică botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, slavă Domnului. Dar conduce Duhul Sfânt viața ta, viața mea? Sau conducem tot noi, cum a spus aseară? Chiar e Duhul Sfânt pe tine sau l-ai tu pe Duhul Sfânt? Că dacă tu l-ai pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să faci ce vrei. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu te are pe tine, vei face ce spune El. Dar vedeți, când vorbim despre supunerea asta, două elemente sunt foarte importante în toată ecuația împărăției lui Dumnezeu. Dependență și supunere. Totală față de Dumnezeu. În momentul în care facem lucrurile acestea, vom vedea felul în care Dumnezeu ne va însoți și vom vedea felul în care Dumnezeu ne va da biruință. De ce credeți că Domnul Iisus Hristos spunea cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze fiecare zi? Și Mântuitorul mai adăuga și spunea felul următor, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu sufletul tău, dar și cu toată ființa ta. Adică tot ceea ce alcătuiește ființa umană trebuie să fie orientată 100% spre Dumnezeu. Și mulți dintre noi nu suntem dispuși. Și atunci Dumnezeu se folosește de anumiți oameni care se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Și ne uităm la anumiți ca și noi, dar Dumnezeu se folosește extraordinar de ei. Ne uităm la anumiți oameni care poate n-ar putea să facă mai multe decât putem face noi. Dar Dumnezeu se folosește de ei că s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Că asta este ceea ce Dumnezeu își dorește. O supunere totală față de Dumnezeu. Însă realitatea este că mulți dintre noi mai ne îmbătăm cu apă rece. Crezând că merge oricum. Dacă vrem să fim biruitori, dacă vrem să putem să biruim, iar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ajute în toate ecuațiile vieții, trebuie să înțelegem că trebuie să alegem să ne supunem în totalitate lui Dumnezeu. Hai să vă dau un exemplu și apoi intrăm în rugăciune. Să vedeți cât de incorrect suntem. Deși îl iubim pe Dumnezeu și nu vă jignesc în seara asta, că eu m-am regăsit în ceea ce spun și totdeauna nu predic ceea ce nu trăiesc, ci predic ceea ce trăiesc și mă rog ca Domnul să-mi dea puterea să trăiesc. Când copiii noștri mici duce la binecuvântare, ce facem? Doamne, te rog, binecuvântează. Ce facem? Doamne, ia tău. Tu poți să-l crești, tu poți să-l da, tu poți să faci. Când copilul nostru sau fata noastră sau pruncul nostru ajunge la 16 ani, 17, 18 ani, zice, mă auzi, tu trebuie să mergi acolo. Să faci facultatea aia. Tu trebuie să devii aia. Tu trebuie să te măriți cu ăla. Tu trebuie să te măriți cu aia. Tu trebuie să faci ce spun eu, ca părinte. Mă, serios? Și Dumnezeu nu e toată ecuația asta. Dacă noi l-am dedicat lui Dumnezeu. Că-ți, Doamne, ia tu și fă tu ce vrei cu el. Atunci, unde e Dumnezeu dacă tot noi dăm direcție copiilor noștri? Mă sună zile trecute o mamă, doar cei de la noi, avem un băiat acel din Italia, care a fost rău. De la 12 ani pe drogurile, eu aș tot neuronii creierul nu mai funcționa, îl punea acolo să stea într-un loc, acolo stătea 6-10 ore, nu se mișca, nu a să uita și era atât frit și ne-a rugat Dumnezeu, l-a eliberat și eliberat și Dumnezeu a început să lucreze în dreptul lui, să fie foarte rațional, a făcut școala de șoferi în România, au luat examen cu comunie, a făcut tot, acum însămărită, mă sună mă asta. Până atunci vă dați seama că nu, mă, s-a afară, frate, dar ce-a făcut Dumnezeu pentru copilul nostru, așa este, că ce-a făcut Dumnezeu pentru copilul nostru, nu a făcut nimeni, nu a putut face nimeni. Că vă dați seama, era nepocăit și după ce Dumnezeu l-a eliberat, s-a pocăit ea, s-a pocăit bărbatul său, s-a pocăit bunica sa, s-a pocăit el și s-a pocăit sora sa, cinci. În momentul în care au văzut cum Dumnezeu l-a ridicat pe băiatul ăsta care e o mărturie și care e un miracol pentru foarte mulți oameni. Și zice câtă vină, zice, dar spune-mi despre fată. Am auzit că e țigancă. Și zice, eu zice, să știi că nu-ți acord să nu se dozească trupul meu cu o țigancă.
Dar povedeați să mă pun s-o ridicat dacă așa apar radiator. Așa e că suntem și noi. Dar ne iubim pe toată lumea, dar ne suntem niște rasiști, se ierte Domnul. Dar zic eu că tăia foarte... Dar zic și... care e problema? Păi frate Darius, am auzit că bunica e... Nu e țigare mea, bine, am urmă, s-o duc așa, l-o lăsă la și clocotească acolo în soc de, de roșii. Dar ce? Dar zic, dar și care e problema, zic? Dar frate Darius, dar știi că... Nu, n-am vrea să avem o experiență proastă cu... Dar zic, dar uite, dar zic, cum o fom cu tău, cum o fom? Mai ți-aduce nici cum era? Fric, că 6 luni de zile l-o ținut în garaj, că nu putea să țin în casă. Că îți furată și dădeam cap la toată lumea și nu știa ce să facă cu el. După ce o rău știe ce trăiește la voi în Italia, l-a dus la Orșova și Dumnezeu, în bunătatea lui, l-a eliberat. Dar zice, și uite cum a fost. Da, ce ai zis atunci? Dacă se pochește pruncul meu, Domnul se dea traiectorie. Da bun, Domnul se dea traiectorie. Și acum când Domnul îi dă traiectorie, zic, dumneavoastră ești împotrivă. Ce și mai zic ca bucăt de mine? No. Ce mai zici și voi, așa-i? Că tot avem câte un nod în gât. Mai ales așa care suntem părinți, nu? Nu, no, dar cum? Dar eu iubesc pe toată lumea și Hristos iubește pe toată lumea și o mărit pe toată din acuia. Dar nu cumva pruncul meu sau fata mea să mărite gândul ăsta. Aha. Și atunci, auzi, unde-i? Vedeți cât de departe suntem de multe ori. Ascultați-mă, eu știu că ne rugăm fiecare pentru copiii noștri, dar de ce ne îmbătăm cu apă rece crezând că mereu oricum cu Dumnezeu? Și după ce am lăsat așa vreo 15-20 de minute și te-am explicat de fată, fata e o fată care s-a pocăit la noi în biserică, la Nicolae Bălcescu, biserică pe care tot noi am deschis-o și-o venit de micuță, cum ăsta, care a fost abandonată. A fost, de fapt, divorțată, a lăsat un părinte, taică său, amândouă. Și el a venit la biserică, s-a pocăit și fata și măsa. Și fata e crescută de noi de 9 ani de zile. Alexandra, avea 9 ani când a venit în biserică, moare 18-19 ani are acum. Și e o fată extraordinară, deosebită, slujește într-un mod deosebit. Dar îți auzi, dar fata asta, hai că spun cum e, bunică sau eu fost la în casă, nu țigancă. Cam la Oltenia, mă, adevărul că uite-ți mai creol, nu? Că dacă nu la Oltenia, după aia, pot eu cineva să pun eticheta, nu? Am uitat așa bronzat, da? Și eu mai seamănă așa cu ei. Așa o paranteză, mă duc într-o biserică de-a lor și vă dați seama, dă-i power, am predicat. Da, Domnul a lucrat într-un mod deosebit, a plecat acolo, dă cu frate Prala. Și vă dați seama, sună conducătorul pe liderul ăsta de grup, zice, auzi frate, trebuie să te întreb ceva. La care fratele vă spică, da, no, zic, ceva nu fă bine. Nu te supăra, zice, sigur fratele Darius nu-i da nostru. Înțelegește că așa lui. Dar nu astea probleme, dar vedeți cât de departe suntem de multe ori de lucruri acestea? Noi vrem ca Dumnezeu, supunere totală și vorbim de supunere totală și când e vorba să începem să lăsăm pe Dumnezeu, mulți dintre noi nu mai lăsăm. Noi trebuie să ne cultivăm mentalitatea împărăției lui Dumnezeu. Și noi trebuie să înțelegem că cel mai important lucru este noi și copiii noștri să facem voia lui Dumnezeu. Și indiferent de locul unde Dumnezeu vrea să ne așeze, acolo Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Dar pentru asta trebuie să acceptăm, trebuie. Dumnezeu nu te va trece prin teste, Dumnezeu te va trece prin încercări, Dumnezeu te va trece prin anumite chestiuni, tocmai cu scopul să-ți modeleze caracterul și când Dumnezeu te trece prin astfel de examene, să știi că totdeauna Dumnezeu va tăcea. Nu că Dumnezeu este absent, Dumnezeu este acolo, dar El tace tocmai cu scopul că vrea să te lase pe tine să faci cea mai bună alegere. Și dacă n-ai făcut alegerea pe care a fost bună, știi tu, nu unii dintre noi au fost repetenți la școală. Și ai repetat a 7 și ai repetat a 8 dacă n-ai trecut școală, nu? Și ai făcut de 2 ori, nu? Și atunci, de ce ai făcut-o? Că nu? N-ai trecut. Dar după ce ai trecut, ai putut să faci ce trebuie, nu? Așa și tu și cu Domnul. Unii sunt iertate la 5-a. Dar noi avem 50 de ani, 60 de ani, 30 de ani, 40 de ani. Și zice bine. Și Domnul zice, dar n-ai trecut examenul. No, hai mai dai o dată, și hai mai dai o dată. Și în loc să înveți, n-ai învățat că nu vrei să te supui în totalitate. Și apoi tot așa începe Domnul să lucreze dreptul nostru și din nefericire, nu Dumnezeu este acela care pierde. Că Dumnezeu nu pierde niciodată. Că nu Dumnezeu are nevoie de noi. Noi avem nevoie de Dumnezeu în toată ecuația asta. Dar ascultați-mă, Dumnezeu își dorește ca pe fiecare dintre noi să ne maturizeze. Până nu învățăm să fim dependenți în totalitate de Dumnezeu și să ne supunem în totalitate lui Dumnezeu, să știți că nu o să putem să facem prea multe. Și oricum am vorbit suficient și mai urmează și o sesiune de întrebări după rugăciune. Vrem să ne rugăm în momentele următoare.
Vrem să ne rugăm și înainte să ne rugăm, cei care o să vă aveți dorință să ne rugăm împreună cu noastră, înainte vreau să ne facem fiecare dintre noi o autoevaluare. Și în autoevaluarea aceasta, unde ne poziționăm noi cu Dumnezeu, în relația noastră cu Dumnezeu? Noi vorbim despre o relație generală. Că noi nu avem o relație generală cu Dumnezeu. O, cunoaștere despre Dumnezeu și doar îl iubim. Nu. Noi avem o relație profundă cu Dumnezeu, în care începem să descoperim inima lui Dumnezeu. În care Dumnezeu începe să-și descopere inima, să spună care sunt dorințele lui cu privire la viața noastră. Și fiecare dintre noi să începem să lăsăm ca Sfânta lui Dumnezeu să lucreze. Nu știi ce o să facă Dumnezeu cu tine și cu viața ta. Niciodată v-am spus lucrul ăsta. Nu m-am gândit că o să vin să fiu misionar în România, păstor. Nu m-am gândit că Dumnezeu în felul acesta are vedere să se folosească, dar au fost chemarea lui Dumnezeu și vreau să vă spun că mă bucur că am ales să renunț la absolut tot. N-am venit din America în urma unui faliment, ci am lăsat foarte multe lucruri acolo și am renunțat la foarte multe lucruri și la foarte mulți bani, nu? Că uneori poate într-un loc făceam mai mult decât poate altul făcea într-o viață. Dar nu a fost asta o problemă și niciodată nu am venit la asta. Ceea ce totdeauna o perseverat în mintea mea este cum să pot să impactez mai mult și mai mult societatea și oamenii și cum să fiu un exemplu pentru oamenii din jurul meu. Asta a fost ceea ce m-a preocupat, pentru că mi-am dat seama că lucrurile vremelnice mai devreme sau mai târziu toate dispar. Și Dumnezeu este acela care poate să lucreze. Și când îți încredințezi soarta în totalitate în mâna lui Dumnezeu, ascultă-mă bine, și tu și copiii tăi nu o să duceți lipsă niciodată. Că Biblia și Dumnezeu nu încheie. O ziceau oamenii către mine când am venit acolo, zice, mă, dar hai acum la modul cel mai serios, cum o să vă trețineți, mă? 5 prunci, mă. Îți dai seama că au nevoie, așa de multe lucruri. Și uneori, așa parcă era, iertați-mi expresia, da? Altul vă mai potrivit nu cred că e. Așa nebunia asta care, că trebuie să există și un pic de nebunie să fii bun. Știi, Pavelul zice, mă, să te bun după Hristos. Adică să fii disperat 100% pentru Dumnezeu. Am zis, Doamne, dacă tu ai făcut asta, așa o să faci, Doamne, vei purta de grijă. Lăsa-mă că fata mea a avut 12 ani și cel mai mic a avut 2 ani când ne-am mutat în România. Nu știa pe nimeni. Am o fată are 20 de ani măritată, am și o nepoțică, mulțumesc frumos de fel. Slavă Domnului că lucrurile sunt foarte bine. Toți băieții mei, cei 3 care sunt cei mai mari, 19, 17 și 14, îți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, îți botezați în apă, slujesc lui Dumnezeu, când alții în statea lui este pe droguri și așa mai departe. Copiii noștri i-a dat Dumnezeu harul să se poată să slujească și nu împingem de la spate, ci ei sunt singuri care fac ceea ce trebuie să facă și mulțumesc Domnului pentru lucrul acesta și îți privilegia de harul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Ascultați-mă! Și eu și fratele Ștefan și alții dintre noastre să chem niște exemple a faptului că Dumnezeu este credincios, Dumnezeu nu minge, Dumnezeu nu ne lasă, Dumnezeu când alege să merge pe mâna lui Dumnezeu, totdeauna va fi iubire, ce foarte bine. Când merge cu mâna noastră, atunci o să dăm cu capul în bară. Dar Dumnezeu este acela care nici măcar nu ne lasă. De aceea, haideți, fiecare dintre noi să ne facem o autoevaluare. Și să venim înaintea lui Dumnezeu în sinceritate, unde ne poziționăm în relația noastră cu Dumnezeu. Și să-L rugăm pe Dumnezeu cu adevărat să ne umple de Duhul Său cel Sfânt. Să ne dea Domnul puterea să trăim pentru El. Și indiferent că Domnul te ține cea 1000 de ani în Italia sau te va mai ține doar puțin și va duce în altă parte, oriunde vei merge să fie o binecuvântare pentru împărăția lui Dumnezeu și să fie un exemplu și să fie un om și o fată și un tânăr, o persoană care, prin care Dumnezeu să-și facă numele de slavă. Este ceea ce Dumnezeu își dorește. Și eu cred că Dumnezeu va face lucrul acesta. Ne dăm picioare și ne rugăm. Și dacă există încă anumite rețineri care avem în inima noastră, dacă mai există anumite situații pe care nu putem să le gestionăm, haideți în rugăciunea aceasta să ne rugăm înaintea Domnului să spunem, Doamne, aleg să renunț la orice duc de credință. Mă dezic de el și rup orice legătură cu el. Doamne, aleg să renunț la orice duc de îngrijorare. Mă dezic de el, Doamne, și rup orice legătură cu el. Doamne, aleg să renunț la orice duc de stres, Doamne. Mă dezic de el și rup orice legătură cu el. La orice duc de frică, la orice duc de invidie, de mândrie, de neiertare. Alege să ierți în seara asta. Dă-ne vorbește Domnul de neiertare și mâine poate nici măcar nu îi facem ceea ce trebuie să facem. De indiferent cine, mama, tata, socul, socra, cumnat, cumnată, frate, soră, păstor, sau orice i-ar fi. Alege să ierți din toată inima în seara aceasta ca Dumnezeu să-ți dea puterea ca să poți să faci voia sa. Pentru că Dumnezeu este acela care își dorește să lucreze în dreptul nostru. Iar apoi o să ne rugăm pentru
cei care știți. O să veniți aici în față, o să fac ungerea și frații, restul slujitorii o să se roage pentru dumneavoastră să fim mai eficienți în seara aceasta ca să avem timp și pentru întrebări, să nu stă foarte mult că mâine Paștele și să putem să facem ce aveți de făcut acasă. Bine? Haideți să intrăm în rugăciune, invit pe toți frații slujitori, fratele Dodo, fratele Ștefan, pe Eugen al nostru, așa, Liviu, mai e cineva în ordine, nu mai e așa? O să-i vii să vină aici în față, împreună cu mine, Mirel, împreună, și o să ne rugăm în seara asta pentru toți care o să ieșiți în față, bine? Ne rugăm specific. Când veniți în față, vreau să vă gândiți specific pentru ce vreți să ne rugăm. Și ne vom ruga specific. Cine are probleme de sănătate, ne rugăm pentru sănătate. Cine are nevoie pentru regenerare sau revigorare spirituală, asta o să facem și ne rugăm specific, bine? În timp ce toată adunarea ne rugăm și cred că Domnul este Cel care ne va da har și putere și tărie. El este bun. Amin.